la ședința ordinară a Consiliului Local din luna februarie 2018. Fac precizarea că ședința este statutară. Avem astăzi, în calitate de invitați din cadrul Asociației de Dezvoltare dintre Comunicare Bacău, pe domnul Olar Negulai în calitate de consilier tehnic și pe domnul Danciu Ștefan în calitate de economist. Constat și am cunoștință de faptul că avem în sală un locuitor al orașului Cluj-Bobna, în calitate de participant. Am să-l rog să se prezinte dacă sunt persoane care nu-l cunosc și am să-i dau cuvântul la sfârșitul ședinței pentru a expune punctele de vedere. Am înțeles că nu sunt legate de ordinea de zi. Vă rog. Legătură cu ordinea de zi și veți ridica problema dumneavoastră la punctul final, după economizarea ordinii de zi. Da. În început, aș vrea să pun apropoi procesul verbal al ședinței. Spuneți, vă rog, cum mă ocupă. Așa dacă se poate, să suplimentăm ordinea de zi cu un punct, un interpelări, propună și răspunsuri, o dorință mai veche a procesului local, de a fi trecut pe ordinea de zi. Al dumneavoastră sau Consiliul Local? Al Consiliul Local și colegii mei tot așa au zis de câteva lucruri. Deci de învinguat. Acesta cine este pentru a introduce pe ordinea de zi? Alegeți varianta propusă de colegul nostru, nu e nicio problemă. Vă supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din luna ianuarie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu am pus abține. Da? Domnul consilier Iaru se abține pentru că nu a fost prezent în motiv obiectivă. În continuare, voi da citirii ordinii de zi a ședinței de astăzi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Cucur Aurel, președinte de ședință pentru luna martie 2018. Inițiator, primarul orașului Târgu-Ocna. Punctul al doilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Familizare Bacău pentru anul 2018. Punctul al treilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2018. De asemenea, inițiator primarul orașului Târgu-Ocna. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2018, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii prevederilor legii numărul 416 din 2001, privind venitul minim garantat, modificările și completările ulterioare. Inițiator primarul orașului Târgu-Ocna. Punctul 5. De ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate pe anul 2018, inițiator primarul orașului Cluj-Bobna. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea economico-socială pentru anul 2018, inițiator primarul orașului Cluj-Bobna. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere cadru pentru spațiul comercial situat la parterul blocului F13 din strada Victoriei, numerele 3842, oraș Târgu-Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu-Ocna. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație pentru SC, Compania de Utilități Publice Târgu-Ocna S.A., inițiator primarul orașului Târgu-Ocna. Aceasta este ordinea de zi propusă de către executiv. O supun la vot. Cine este pentru această ordine de zi? Împotrivă? Abțineri? Supun la vot și varianta a doua, dacă este necesar. Domnul consilier, nu știu, cum a spus asta? Împotrivă sau abține? Abține. Da. Din constatările pe care le-am, există un singur vot care nu este pentru. Articolul 79 aliniatul 1 spune că consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului și secretarului orașului, precum și șefilor structurilor funcționale, la fel și locuitorii orașului. Dar nu e nicio problemă, nici dacă avem, nici dacă nu avem, noi avem deschidere pentru
toate persoanele interesate de bună funcționare a orașului și nu cred că vă amintiți de o situație în care să nu fi dezbătut vreo problemă la licitarea unei persoane. Vă rog, spuneți-o. Îmi amintesc că de fiecare dată la bunul diverse care au fost scos, de fiecare dată se închideau camerele. Cetățenii trebuie să fie cercetată la acest punct de interpelări și ar vrea să fie parte integrantă din ședință și să fie cu caracter permanent. Și nu cred că deranjează pe cineva. Dacă vreți, eu propun să se voteze. Personal, nu mi-amintesc de astfel de situații. Eu, dacă mi-amintesc foarte bine, domnul Iubilic a fost prezent la multe din ședințe și dacă dumnealui își amintește de o situație în care nu a fost lăsat să-și expună punctul de vedere, poate spune. Vă rog. La sfârșit, am zis că eu am discutat. Da. Nu am nicio problemă cu domnul Muncinar. Am fost în partea domnului, dar știu că PSG-ul ăsta s-a enervat, am făcut alianță tacită cu PSG-ul și... Dar nu vorbim despre așa ceva. Dumneavoastră ați fost împiedicat vreodată să vă spuneți punctul de vedere în Consiliul Local, dacă ați venit? Am venit astăzi cu, dacă rămâne cu o tăre din Consiliul Local, am înțeles să rămână și să fii statutare și să fii domnul. Da, este, dar este. Dar nu că unele sunt și altele nu sunt. Conform legii este, domnul. Trecem la primul punct, dacă ați ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Bucur Aurel, președinte de ședință pentru luna martie 2018. Comisia de privință. Mulțumesc. Dacă sunt discuții referitor la acest proiect de hotărâre, dacă nu, vă spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Al doilea proiect aflat pe ordinea de zi, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018. Comisiile, vă rog. Comisia Economică de Nefavorabil. Comisia Economică de Nefavorabil, 3 voturi abținere, 2 voturi pentru. Dacă există discuții, dacă dorește cineva să ia cuvântul referitor la acest material pe care l-am reluat în ședința ianuarie 2018, vă rog. Spuneți, vă rog, pentru că o să fie Panțelul. Nu se pare normal să crească așa de mult de 4 ori sau 4 ori. La din n-a crescut. A, este aici. Da, este aici. Da, este aici. Eu propun, dar de totuși, cele două asociații sunt avut reprezentant pentru la ședința Consiliului de astăzi, să ne argumentez un rol care sunt reprezentanții sunt din partea Adibului. Cele două persoane sunt din partea Adibului. Dar nu avem reprezentanți din partea Adibului. N-am știut. Dar o să vă zic acolo. Domnul primar, vă rog. Având în vedere că noi am solicitat în scris și Asociații de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubrizare, deși ADIS-ului și ADIB-ului să vină la ședință, să dea câteva explicații, deși ne-au trimis o documentație, tot să permiteți să amânăm această discuție, poate la ședința viitoare vor veni cei de la ADIS să dea explicațiile necesare. Deci au trimis în scris câteva explicații, dar cred că era normal să fie prezenți aici. Salut prezența domnilor de la ADIP și le mulțumesc frumos că ne-au onorat cu prezența. Când o să trecem la celălalt punct, deși reprezintă ADIP-ul de la ADIS, nu a venit nimeni. Să rămână totuși să purtăm o discuție. Cred că așa este normal, mai ales la ședința trecută. Dumneavoastră v-ați exprimat dorința de a discuta cu cei de la ADIS. Și atunci le trag. Dar totuși v-a chemat, ați fost zic și cu asta. A venit ADIS. Ședința noastră, tocmai acum,
v-ați venit, încercam să tot de pe ordinea să nu mai fie pe ordinea de zi, să-mi retrag acest proiect de hotărâre, dar dacă ar veni, vă frumos, atunci puneți întrebări și domnul să ne răspunde. Bună ziua! Numele meu este Cătălin Cova, sunt inginer în cadrul aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Parcă. Am înțeles că există pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind cotizația la bugetul asociației. Dacă aveți întrebări sau nevoie cu privire la acest aspect, am venit aici să vă răspund. Cum se reflectă calitatea serviciilor dumneavoastră pentru cetățeanul de la Pitrugov, având în vedere că ați făcut această creștere fabuloasă de cotizație. Și dacă puteți să-mi explicați și ce faceți din cotizația asta, ca să înțeleagă și cetățeanul din Pitrugov. Da. Haideți ca să o luăm cumva. Da. În această cotizație se plătesc cheltuielile de funcționare ale aparatului. Aceste cheltuieli de funcționare sunt aprobate în cadrul adunării generale pe baza unui buget propus de către asociații. Ce facem efectiv? Sunt două proiecte în momentul de față care sunt monitorizate. Unul dintre ele este cel referitor la deci, acesta este un proiect mare, Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide, în județul Bacău. Este un proiect derulat de către asociație și în cadrul asociației și orașul Târgu Ocna este membru cu drepturi depline și beneficiază de toate facilitățile din cadrul acestui proiect. Mai cu subiect și meritat. Convingeți-mă pe mine că trebuie să măresc cotizația asta. Nu mă spuneți. Deci, haideți ca să vă spun de ce trebuie să mărite cotizația. Cotizațiile sunt mărite pentru toți membrii, inclusiv Consiliul Județean și toate primăriile care sunt membri în această asociație. Aparatul tehnic și-a mărit numărul de angajați. Asta iar o primă. Se poate spune și așa. Sunt mai multe proiecte care trebuiesc monitorizate și de aceea e nevoie de mai mult personal. Cotizațiile nu au mai fost mărite din anul 2010. Acum suntem în anul 2018, cheltuielile sunt modificate în funcție de ceea ce este necesar ca să desfășura în cazul aparatului tehnic în fiecare an. Este o propunere de buget care este aprobată în cadrul adunării generale. Dumneavoastră, în această adunare generală, aveți un reprezentant care susține interesele comunității dumneavoastră și pentru locuitorii orașului Târgu Ocna a fost construită o stație de transfer în orașul Omești, o stație de sortare, de compostare și facilitățile de depozitare de la celulare. În cadrul proiectului Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Și cum beneficiază toți cetățenii județului, sunteți un altă beneficiare a acestui proiect. Au fost distribuite echipamente de precolectare în cadrul acestui proiect. Și proiectul, în timp, suferă upgradări până în funcție de solicitările cetățenilor beneficiari ai serviciului. Cum se pare și că e prea ușor de digerat. O trecere cu 400%
Pentru ce? Pentru că s-au înființat, dar s-au înființat de, că de fapt proiectul cu stații de transfer de 5 ani de zile blocat din cauza operatorului și așa mai departe. Ce se întâmplă în plus? Că despre asta vorbim. Când stabilim costurile care sunt pentru anul ăsta, ne ajungem la 4 de la 100 sau de la 10 la 400. E o creștere spectaculoasă, ca să spun așa, dacă ne referim la același număr de personal, adică ne referim la salarii, înțelegem, dar nu de 4 ore, că nu au crescut salariile nici la atis de 400%. Într-adevăr, salariile n-au crescut conform indicilor de creștere al cotizației. Aveți angajați în plus? Da. Ei, aici e altă chestie. Avem angajați în plus pentru că, v-am spus, trebuie monitorizat în acest an cel puțin două contracte în derulare. Contractul unde dumneavoastră, în momentul de față, nu sunteți parte, cel cu operatorul de salubritate Romprest, și contractul care va fi semnat la începutul acestui an cu operatorul de instalații SCE Ecosud. Anul viitor va mai fi încă un contract care va trebui monitorizat cu operatorul de colectare și deșeuri pentru Bacău și celelalte 22 de comune din jurul orașului, municipiului Bacău. Acestea sunt contractele care vor trebui monitorizate și de aceea este nevoie de mai mult personal pentru a duce la îndeplinire aceste activități. Bun. Dumneavoastră spuneți de ce a crescut atât de mult. Da. Vă repet, de la începutul anului 2010, cuantumul cotizației nu a suferit modificări. Până acum, orice solicitare de creștere era făcută doar pentru Consiliul Județean și pentru municipiul Bacău, unde s-a modificat de-a fost în timpul celor 8 ani de acum, cuantumul cotizației. Pentru ceilalți membri, cotizația a rămas neschimbată. Dar, acum nu mai este posibil. Pentru că de fiecare dată creșterile au fost valabile pentru toate OAT-urile din județ, când s-a vorbit numai de municipiul Bacău și nu știu care altă OAT. Toate s-au crescut progresiv cu cât am plecat la început de la 5.000 sau 100 și a fost crescut de la o etapă la alta. Eu știu, la 2 ani, la 3 ani de zile au fost creșteri de fiecare dată. Că nu au fost proporționale și nu s-a folosit aceeași unitate de măsură, asta e adevărat. Vă dau dreptate. Că nici mie nu mi se pare corect cu o prea care are 9.600 locuitori să plătească la fel cum plătește Moineștiul care are 24.000 locuitori. Și nici comuna Pârtăreni care are 12.000 de locuitori să plătească la fel cu comuna Pârtăreni care are 3.000 de locuitori. Și nici urbanul să plătească de 5 ori mai mult decât plătește rural. Și multe alte. Însă niște contradicții foarte serioase care îi pun pe cei care stau în oraș într-o situație disperată, ca să spun așa. Nu-i fie la dumneavoastră, eu doar v-am luat conștiință că de fiecare dată când se fac analizele, nu o să iau în considerare și problemele care vin de jos în sus. De fiecare dată se privesc numai la un nivel de acolo și dacă vine reprezentantul lor acolo, spune spate în fața faptului încăit și chiar dacă vrea să zică ceva, n-are capacitatea să zică și ținând cont de procentul ăla de 51% care e hotărător și 49% care sunt acolo la diverse și orice fel de propunere a dumneavoastră rămâne ca o hotărâre definitivă pentru tot. Deci, nu am fost consultați și noi cei din teritor, mulțimea asta, multe care îmi pune în asociația, în legătură cu opiniile pe care le avem noi vis-a-vis de ceea ce proiectul ăsta imens pe care l-are județul Bacău. Și normal că apar tot felul de discuții. Și credeți-mă că cel puțin de 2 ani de zile ne întâlnim, ne confruntăm, ne spunem probleme, dar totul se merge pe aceeași direcție. Nu zice nimeni legat de evoluția pe care trebuie să o urmeze în tarifele pe care sunt stabilite de Uniunea Europeană. Ne acceptăm fără niciun fel de probleme. Și ne-ați avut probleme, pentru că în anul trecut, într-adevăr, aveți dreptate. Așa. Dar haideți să vedem un pic, că nu suntem chiar așa. Haideți că bate acolo, că la un moment dat ăștia duc mai faie câte dată. Nu suntem. Suntem oameni cât se poate de normal, modești, și cu veniturile la nivel, nu știu, poate sub media pe județ. Cât poate. Domnul consilier, permiteți-mi să vă atrag atenția că toate cheltuielile care au fost luate în calcul
au fost luate pentru buna desfășurare a activității acestei asociații. Dumneavoastră considerați că orașul Târgu Ocna nu se ridică la, eu știu, la veniturile altor orașe din județul Bacău, sau că numărul de locuitori este din mai mic față de orașele din jur, eu știu, Comănești, Moinești sau... La bugetul pe care l-are fiecare oate în față. Da, bugetele sunt diferite, aici recunosc. Dar dacă vă uitați, municipiul Moinești are o cotizație, municipiul Onești are altă cotizație. Păi Moinești are pe noi, asta vreau să spun. Din datele care le furnizează municipiul Moinești, este un municipiu cu 11.000 de locuitori. 11.000 de locuitori. Acestea sunt datele care ne le furnizează municipiul Moinești, ca și beneficiari ai serviciului de salubritate. Noi nu putem crede, dar nici nu avem măsurile la îndemână pentru a-i putea contrazice. Și la ce să ne declarăm atunci că suntem 1.000, ca să facem diferența proporțională? Deci nu se poate. Azi, sunt date statistice foarte clare, deci, unele sunt datele statistice, unele sunt datele oficiale și altele sunt datele raportate de fiecare oate în parte. Înțelegeți? Deci datele statistice sunt date statistice pe care nu le poate contesta nimeni. Într-adevăr, aici municipiul Moinești figurează cu 24.000 sau cât figurează conform recensământului din 2011. Okay. Domnul Consilier Măciucă, ridică prima așteptă. Eu nu sunt director, să-mi precizez, sunt doar un simplu inginer în cadrul aparatului tehnic. Domnul viitor director. Vreau să vă întreb, fost în postura de a această întrebătizație la inginerii. Eu m-am opus. Și bine am făcut. Pentru că ADIS-ul nu vine în sprijinul orașului Târgu Ocna, Oatești Târgu Ocna, pe nici un palier. Nici pentru reducerea gunoiului, nici pentru selectarea lui. Va din contra, direct, prin creșterea acestei cotizații. Odată, a doua oară, am vrut și eu să intru pe site-ul dumneavoastră, să văd o minimă transparență, să văd câți oameni sunt angajați, ce atribuții au, ați fost vreodată la stația de transfer a noastră? Vă întreb. La stația de transfer? Aici, la Târgu Ocna, la adăpostul de câini, să zic. La stația de selectare, ați fost? Eu personal nu am fost, au fost colegi ai mei. Aveți o părere bună? Nu știu dacă aici, la dumneavoastră, este o stație de transfer. Este doar o stație de balotare a deșeurilor reciclabile, din informațiile care le-am eu. E posibil să... Să vă spun un lucru grav. Data trecută, anul trecut, un coleg de-a dumneavoastră a spus că normele Uniunii Europene nu s-au respectat la celula 1. Noi de ce să fim obligați să plătim banii pe care îi spuneți dumneavoastră, crescând până în 2032 și fiind captiv al ISU-ului, fără să încercăm să negociem cu dumneavoastră? Până la urmă, asociația este făcută tot din noi, cu AT-uri. Corect, aveți dreptate. Domnul consilier, vreau să vă răspund la această întrebare. Precizăm faptul că nimeni nu este captiv în această asociație. Această asociație a fost înființată prin liberul accept al membrilor ei și nimeni nu este ținut cu forța în cadrul acestei asociații. Oricine, dacă nu se simte confortabil în această asociație, are libera decizie de a ieși, bineînțeles, cu consecințele de rigoare dacă vor fi necesare. Și referitor la cantitatea de deșeuri pe care dumneavoastră o invocați, simt să vă subliniez faptul că odată cu semnarea contractului de operare a instalațiilor, orașul Târgu Ocna, deșeurile din orașul Târgu Ocna, vor fi transportate pe o distanță mai scurtă de către operatorul pe care îl aveți în momentul de față, nu vor mai trebui transportate până la Bacău, vor putea fi transportate până la stația de transfer de la Onești. Deșeurile reciclabile vor fi
introduse în stația de sortare de la Onești, deșeurile biodegradabile vor fi transportate la stația de compostare de la Onești. În acest mod, deșeurile care vor ajunge pentru depozitare aferentelor locuitorilor din orașul Târgu Ocna vor fi mult diminuate. Am înțeles. Deci, cum am înțeles eu, vă spun, deșeurile sunt plimbate, nu avem niciun orizont de a selecta și de a diminua costurile cetățenilor, în principiu asta este venit. Ba, eu cred că da. Și nu plătim la cantitate. Eu, de exemplu, personal, aș vrea să plătesc la cantitate. Așa ai făcut contractul și așa devine esteticului. Cum o să plimbăm cu maile de aici acolo, fără să le selectăm. Având în vedere că a zis tu, da, deci, vine și spune subiect și predicat, bazat procesul verbal de anul trecut, prin care nu s-au respectat normele Uniunii Europene la celula 1, ce posibilități avem noi să vă credem că le respectați la celula 2? Haideți să vă spun de ce nu s-au respectat normele. Pentru simplu fapt că nu s-au respectat și eu am plătit. Deci este o problemă la dumneavoastră, nu la mine. Noi atunci am plătit absolut ce ni s-a cerut. Tot. A fost o problemă datorită legislației în domeniul achizițiilor publice. Au fost contestații la atribuirea contractului timp de 3 ani și jumătate. N-a fost vina asociației că abia la sfârșitul anului 2017 a fost desemnat câștigătorul în urma licitației deschise. Asta este procedura. Nu ne putem opune unei demersurilor justiției în cadrul unei licitații publice. Înțelegeți? De asta s-a amânat atât de mult și abia la începutul acestui an se va semna contractul de operare. Semnându-se contractul de operare, acest operator va trebui să se supună unor reguli clare stipulate în caietul de sarcini și în contractul care va fi semnat. Este un contract care va fi semnat pe o perioadă de 23 de ani. Gândiți-vă că acesta va opera celula 2, care va fi operat în alte condiții decât a fost operată celula 1 de către serviciu propriu al primăriei municipiului Bacău. Atât au putut să facă dânsii. Nu au operat stația de sortare, nu au operat stația de compost, doar pur și simplu au depozitat ceea ce s-a toate deșeurile din județul Bacău. Nimeni nu-și asumă nimic. Mie nu-mi este clar de ce deșeurile și gunoiul se îngroapă în stațiunea Târgu Ocna, da? Și plătim cu toate acestea foarte, foarte mult. Transportul, selectarea, botizația la dis și așa mai departe. Sincer, nu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră, cum se îngroapă deșeurile în stațiunea Târgu Ocna. Sincer, nu... O să vă lămuriți la un moment, da, oportun. Unul din argumentele care spunea că justifică creșterea acestei cotizații a fost asupra noi angajări. Pentru că aveți două proiecte în derulare. Am făcut, stat puțin să vă să explic. Deci, în afară de faptul că am făcut noi angajări, aparatul tehnic al asociației trebuie să-și mute sediul din sediul în care a fost pus la dispoziție de către Consiliul Județean cu titlu gratuit, în alt sediu, unde vom plăti toate cheltuielile legate de funcționare și de procederea noastră. Știu că la poderea creditorului salarial e foarte importantă la dumneavoastră. E normal, asta e obiectul de activitate a dumneavoastră. Da. Fiind, dar chiar dumneavoastră recunoașteți că din cele două proiecte, unul cu Rompresul, nu ne privește pe noi. Și atunci e normal ca noi să plătim la fel ca un oraș chiar mai mare, cum spuneți domnul Nuțu, și care nici nu beneficiem din cele două proiecte decât de unul. Deci trebuia să fie mai flexibilă, mai elastică această cotizație. Chiar faptul că dumneavoastră ați spus un buget, trebuie să porniți de la venituri. Pe urmă stabiliți cheltuieli sau un comitet. Este o propunere de buget. Știu. Este o propunere de venituri. Dacă din bugetul dumneavoastră rezultă că trebuie să plătim de 4 ori, îmi pare un semn că ați făcut prost. Deci faceți bugetul pe o estimare, domnule. Adică ați făcut bugetul, ați împărțit la... A spus un calcul, domnule, trebuie să transportează de 4 ori. Păi nu prea e corect bugetul atunci.
Vedeți cum faceți și v-am spus mai elastic. Dacă nu-mi interesează rompresul pe inginerii care ați ales, nu-i mai trebuie să sunt costurile noastre. Costurile cu monitorizarea? Domnule, costurile cu salariale sunt cele mai importante la dumneavoastră, asta e clar. E clar că nu au cum. Domnul consilier, dacă îmi permite, costurile cu monitorizarea contractului cu Romprescu deja sunt acoperite din cotizațiile și din bugetul aferent anilor trecuți. Intrând acest lucru... Mai mult, înseamnă că am plătit. Deci, chiar pentru ce n-am primit, nu voi înțelegi până acum. O pondere, o anumită parte. Nu știu dacă dumneavoastră ați primit sau nu ați primit. Dacă ținem cont de faptul că orașul Târgu Ocna a beneficiat în cadrul acestui proiect de fonduri importante, nu știu dacă se justifică, după cum spuneți dumneavoastră, cheltuielile care s-au făcut, veniturile care au fost transferate de către dumneavoastră ca și aport la bugetul asociației. Eu înțeleg că nu poate fi făcută farmacie, într-adevăr, cât e ponderea asta, dar trebuie să fiți mai selectiv, mai diferit pentru fiecare oraș în parte, pornind de la numărul de locuitori, la ce primește, în schimb, cam asta. Mulțumesc, Alfa. Nouă contribuie de deci, domnul inginer, eu aș vrea, dacă se poate, să ne spuneți, să ne plătășiți și colegilor, la ce nivel aveți dumneavoastră posibilitatea asta să, la ce nivel de competență din partea asociației a fost investit astăzi ca să putem să discutăm pentru a da, probabil, în final, o hotărâre cu privire la cuantum acestei cotizații către asociații. Și eu, așa cum spunea și colegia Ezin în vorbirea anterioară, aș avea rugămintea să, dacă ați putea dumneavoastră să ne spuneți, că la unele orașe și municipii, cuantumul crește, a fost de 2,5 ori, iar la nivelul orașului Târgu Ocna este de 4 ori. În opinia mea, cred că asociația ar trebui să aibă același tratament. Și dacă dumneavoastră considerați că este corectă propunerea mea, eu aș propune ca să avem în vedere o creștere la același nivel al cotizației ca și celelalte localități din județ, la 2,5 ori și nici de cum de 4 ori mărită această cotizație. Vă mulțumesc. Dacă puteți să-mi spuneți nivelul de competență și dacă dumneavoastră puteți să ne răspundeți nouă consilierul că putem să trecem la o discuție de acest gen. Domnul consilier, vă pot răspunde la această întrebare. Nu sunt mandatat să negociez cuantumul cotizației pentru fiecare oară în parte. Acest lucru este stabilit în cadrul Consiliului Director al Asociației și pot transmite către aceștia solicitarea dumneavoastră. Dar, din păcate, nu sunt mandatat să negociez. Eu vă mulțumesc frumos, dar starea iese din materiale. Când am văzut creșterile de cotizație la celelalte orașe și municipii ale județului. Să nu continui cu cuvântul. Eu cred că, de asta când ați venit cu cererea asta de majorare, eu cred că ați avut în vedere o fundamentare, cum cred că ați visat-o și ați venit să ne propuneți să majorați. Și cred că de asta ați făcut această propunere de bugetul și venituri și cheltuieli pe 2018. În bugetul de venituri și cheltuieli propus, ați avut în vedere, am văzut aici, că o creștere a numărului de salariat de la 7 la 18. Am văzut și prevederea cheltuielilor cu personal aferent al celor 18 posturi, care se ridică la 1.370.000. Făcând un calcul simplu, am ajuns la concluzia că dumneavoastră prevedeți pentru anul 2018 un venit mediu brut pentru fiecare salariat de 6.157.000. Nu știu, e mult, este puțin. Nu știu dacă trebuie să cele 18 posturi, dacă nu trebuie să cele 18 posturi, dacă ați fi putut să faceți cu mai puțin personal, nu știu, fișele posturilor acelor 18, competența, pregătirea profesională, încadrarea pe normele, pe treptele de salarizare,
Dacă contractele pe care le asigurați dumneavoastră în supraveghere, atât cu toate celelalte structuri care mi le-ați prezentat, dacă s-ar putea face cu mai puțin personal, ca în final să aibă o sarcină asupra noastră de plata cotizațiilor mai redusă, pentru că, din tot la fel, din ceea ce observ, 99% din veniturile dumneavoastră sunt din cotizații. Deci este evident că fiecare capitol de cheltuială care îl aveți în buget se răspânde direct în cotizația noastră, neavând alte surse de venituri. În consecință, eu zic că speculez că ați făcut un buget de venituri și cheltuieli așa cum trebuie el făcut. Adică plecând de la necesitatea pe care trebuie să o îndeplinească acest adis și după aceea cuantificând cheltuielile și să ajungeți la necesitatea de făcut veniturile. Fiind o asociație, dacă ați fi o societate comercială, ați proceda invers. Ați vedea ce venituri puteți să faceți, ca în urma acestor venituri estimate și pe care le puteți realiza, să determinați cheltuielile pe care le puteți să le faceți. Dar fiind o asociație, cred că dumneavoastră ați procedat exact invers. Adică ați spus în felul următor, cât de mulți angajați putem noi să vrem să angajăm? 18. Cât bani să le dăm? Atât. 6.157. Și ați ajuns la cifrele de cheltuieli, că, de exemplu, nu știu, detaliat, aveți 60.000 de lei prevăzute pentru reparații auto, servicii, echipamente și astea sunt contracte cu terții. 600 de milioane pe an. Câte mașini aveți? Câte, nu știu. Pentru că eu sunt convins de următoarea chestiune. Orice angajat suplimentar are nevoie, clar, de un birou, de un calculator, de lângă salariu. Și n-am văzut aici o analiză decât extrem de sumară în ceea ce privește cheltuielile. Poate că dacă ați fi avut numai 16 salarii, ați automat și cotizațiile noastre care s-ar fi repercutate pentru fiecare oameni în parte, poate n-ar fi fost de 4 ori mai mare, poate ar fi fost numai de 3. De asta, într-un fel, subscriu la ceea ce spune domnul Ilie. Nu știu dacă e adevărat, dumneavoastră aveți în cadrul adunării acționarilor, care sunt toate UAT-urile, ați luat această decizie de majorare a acestor cotizații. Nu știu dacă ați și făcut o analiză și ați prezentat UAT-urilor așa amănunțită. Și dacă v-a aprobat acționarii chestiunea aceasta, asta este. Nu urmează decât să... Domnul consilier, țin să vă precizez faptul că numărul de, sau structura aparatului tehnic, ca număr de angajați și repartizarea lor în funcție de necesități, a fost discutată și aprobată în cadrul Consiliului Director al Asociației, care este corul de conducere în cadrul acestei asociații. Fiecare oată are în cadrul asociației un reprezentant desemnat de către fiecare consiliu local, care este informat la fiecare ședință a numării generale a asociațiilor cu privire la toate modificările, toate solicitările necesare pentru bună desfășurare a asociației. Acestea sunt dezbătute și aprobate cu acordul sau cu abținerea tuturor membrilor prezenți la aceste ședințe. Deci toate lucrurile acestea au fost discutate, au fost analizate și aceasta este decizia stabilită de către organul de conducere a asociației. Cu completare. Ne-ați răspuns extrem de bonit. Eu v-am rugat să nu vei faceți precizarea. Dacă fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, care l-ați prezentat aici și care spuneți dumneavoastră că a fost făcut în cadrul comitetului director, deci a fost elaborat de cineva care are nume și prenume, da? Îl cheamă cum îl cheamă, de cadrul asociației, care a prezentat comitetului director spre analiza acel buget de venituri și cheltuieli. A prezentat acel nume și prenume în cadrul comitetului director fundamentare exactă a acestui buget de venituri și cheltuieli. Comitetul director a luat în discuție și a avizat toate acele prevederi. Sau a fost făcut un buget de venituri și cheltuieli, prezentat așa cum i s-a prezentat și nouă, vă rog, votați.
Știți de ce vă întreb chestia asta? Și întrebarea este perfect pertinentă, pentru că dumneavoastră ne-a spus că avem, în fiecare OAT, avem un reprezentant în cadrul acelui comitet director. De fapt, eu nu cadrul comitetului director. În ape. În ape. Comitetul director este organul de conducere. Ok. Comitetul acest comitet director, dar puteți să ne spuneți și cum este compus acest comitet director? Din cine sau câte persoane? Comitetul director este compus din 5 membri. Sunt angajați, probabil. Sunt cinci reprezentanți ai cinci OAT-uri, dar alești de către Adunarea Generală. Adunarea Generală. Și sau, deci comitetul director a prezentat... Fii nominalizați, vă spuneți. Poftim? Fii nominalizați, cei cinci. Da, vă pot spune, președintele Consiliului Director este domnul Florin Brașcudeanu. Și membrii sunt patru membri, reprezentanți ai... OAT municipiu Onești, OAT oraș Târgu Ocna, OAT comuna Livezi, și cât am spus, patru. Și municipiul Vatra. Deci cei cinci membri au fost informați de către această propunere de lege, au avizat-o, au fost de acord cu ea, au propus-o AGA, au aprobat-o AGA. Nu știu exact care a fost procedura, după nu vă pot spune exact acum, că nu am toate informațiile. Păi vă spun eu atunci, dacă vreau să nu știți. Deci am văzut eu aici, 80% din OAT-uri încă n-au validat în Consiliul Local și automat nu au mandatat. Reprezentantul din AGA al OAT-ului, neaprobându-ne în Consiliul lor local, automat au primit mandat, automat nu au avut ce să voteze. Deci nu este votat în AGA. Din ce știu eu, nu cred că este 80%. În momentul de față mai erau în jur de... 5 sau 6 OAT-uri, pentru că ele, în funcție de desfășurare a ședințelor de Consiliu Local, ele au tot venit. Chiar astăzi am primit potărâșurile de aprobare de la 2 OAT-uri. E mai ușor să le citim pe cele care au aprobat. Da. 17 nu au aprobat din situația trimisă tot de dumneavoastră. Și câteva au scris aici aprobat greșit. Adică, dacă vă uitați, această situație este... nu cred că este data trecută aici, asta este de săptămâna trecută, de la începutul săptămânii trecute, odată ce a fost transmis către dumneavoastră. Câte orașe au aprobat? Până în momentul de față a aprobat Bucuș, Dărmănești, a aprobat Moinești, Slavic Moldova, Dărmănești nu a aprobat. Păi nu, deci, poftim? Nu a aprobat Dărmănești. Și nici Slavic Moldova. Din ce știu eu, a aprobat și Dărmănești și Slavic. Au avut ședințele Consiliului Local, în care s-au aprobat. Moineștiu chiar ieri a aprobat. Ieri a aprobat. A avut ședință de Consiliul Local. Număr de persoane, pe fiecare rând de capitol și cheltuieli, efectiv bugetul necesar pentru funcționarea în 2018 sau nu? Au fost doar așa chiese din pădărie, un motogrosul pe o foaie de hârtie. Ce vă spune, nu am participat personal la aceste discuții cu Consiliul Director, dar din câte știu eu, au fost discutate punctual pentru fiecare solicitare. Atunci o altă întrebare, dacă tot îmi permiteți. Și ultima, promit. Atunci s-ar mai putea rediscuta aceste capitole de cheltuieli în așa fel încât să venim cu o nouă propunere mai mică de contribuții?
Nu am răspunsul la această întrebare a dumneavoastră, dar din câte știu eu, a fost o solicitare către... Deci a fost o discuție finalizată, din câte știu eu, de unde a rezultat acest, această propunere de, de buget și propunere de cotizație pentru toți membrii asociației. Domnul inginer, când faci parte dintr-o organizație, dintr-o asociație, toată lumea știe că trebuie să cotizezi. Nu se poate face nimic fără bani. Dar dumneavoastră, suntem de acord să vă vedem cotizația. Dumneavoastră veniți și măriți de 4 ori această cotizație față de anul trecut. Nu se justifică, n-ați venit cu nicio justificare, plauzibilă. Noi facem parte și din ADI. Uitați reprezentanții aici. Au venit. Ei n-au mărit cotizația față de anul trecut. În condițiile în care sunt convins că și-au crescut și salariile, au și alte ori de cheltuieli mult mai mari, deci au venit după aceeași sumă care anul trecut. Dumneavoastră ați venit pe 4 ori, domnule. Ați înmulțit-o cu 4. La un moment dat, justificația aici, ați venit cu o justificare, semnați contracte în numele nostru și pentru noi. De acord. Dar ce s-au scumpit pixurile? Ce Dumnezeu de semnat? De 4 ori? Noi suntem de acord să plătim cotizație. Și am fost de acord că ne-am înscris în această asociație. Dar ați venit de 4 ori, chiar nu avem cum să fim de acord. Uitați, Adim a venit la aceeași sumă care am trecut și cu asta suntem de acord. N-avem dreptate, domnul Rusu, este justificat. Este material. Sunt 18 angajați, sunt atâtea chiar. Hai să vă rog pe domnul de la Adim să răspundă. Au justificat. Nu, nu e nevoie să-mi răspundă. Eu v-am spus părerea mea și a colegilor. V-am spus, nu cunosc. Sunt de acord, facem parte dintr-o asociație, dintr-o organizație, dintr-un partid, din orice. Toți plătim cotizații, că așa e logic și normal, am venit de 4 ori. Și am venit de 2 ori sau o dată și o votam. Deci am venit la fel ca anul trecut și votăm. Deci am fost de acord anul trecut. Când am fost de acord să facem parte din ADIP și să plătim cotizații. Și să vă spun mai mult. Veniți cu o sumă rezonabilă și vă votăm, vă promite. Din ce știu eu, anul trecut au fost aceleași cheltuieli ale aparatului tehnic al asociației, de aceea nici nu au fost modificări către membrii asociației, nu au fost solicitări pentru modificarea cuantumului cotizației. Anul acesta, fiind cheltuieli suplimentare, de aceea s-a venit cu o justificare pentru aprobarea noilor cotizații. La cuvântul domnului primar. Domnul inginer, ne-a trimis la pe ordine și, sigur că poate nu e bine cu safirul nostru, dar trebuie să vă spun că nu aveți în totalitate de dreptate. În Consiliul Director, unde eu sunt membru, aici aveți membru și vezi în oraș, el nu s-a discutat acest autorizație. Dați seama că nu puteam să acceptăm ca un oraș ca pe Gorna, Comăneștiu și Bușu, să avem de 4 ori mai multe cotizația, mai ales în aceste orașe, operatorul este al localității. Asta nu aveți nicio vină, poate, sau ați fost informat greșit, nu sunteți Consiliul Director, participați câteodată, dar cred că nu este justificat, având în vedere, justificată suma, având în vedere că dumneavoastră aveți cu operatorul Rompres, cu cele 60 de localități, aveți și cu licitația care va avea loc cu cele 22 de însă cele 5 excepții, prin care este și pe vot, suntem oarecum deocamdată, văd că e mai puține probleme, deocamdată. În aceste condiții, uitându-ne aici, domnii consilieri au sezat foarte bine, 1,3, 2,2, uitați aici pentru comune cu populație peste 10.000 de două ori, propunerea este justificată și corectă. De aceea eu voi mâine la Consiliul Director, la ora 9, și o să-l informez pe domnul președinte cu toate materialele care sunt transmise să fie discutate în Consiliul Director și dumneavoastră să dați capul la moară ca să ridic această problemă, pentru că așa este normal, așa spune statutul, dumneavoastră a spus cum este statutul, dar nu a existat ordinea de zi la o ședință acestei discuții. De aceea cred că un consilier analizează problema, propunerea dumneavoastră este de 4 ori, nu votez, dar trebuia să fac această mențiune cu Consiliul Director, nu sunt dat, având de vedere că m-ați nominalizat și că ați făcut afirmația, că ați făcut în Consiliul Director. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot varianta executivului,
privind aprobarea cotizației anuale, așa cum a fost prezentată în materie de ședință. Cine este pentru? Radu Ihăic? Un vot? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la ședință. Următorul material, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2018. Vă rog comisiile. Comisia economică, aviz nefavorabil. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Dacă doriți să adresați întrebări și reprezentanților invitaților noștri de la RIV, vă rog, poate putem clarifica anumite aspecte. Se scrie cineva la cuvânt? Cred că aceea și întreba și pe domnilor, care cu ce se îmbunătățește calitatea serviciilor pentru cetățeanul din orașul Dunăre, având în vedere că apa de una vine prin cădere și e aproape la preț de apă minerală. Cetățeanul nu mai suportă încă și antiviruri pe lângă cele pe care le aveam. Dacă ne puteți da o explicație, zice, în primul rând, iar zice, practic, o contribuție pe care unitatea administrativă teritorială te luăm la mine, în același cuantum pe care l-a avut și mandatul trecut, și în anul 2017. Aș face diferența între calitatea serviciilor, pe de o parte, calitate care reprezintă o preocupare și o problemă și pentru asociații. Conform statutului asociației și conform legislației românești, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv cea pe apă și pe canalizare, pe infrastructura de canalizare, au mai multe atribuțiuni, printre care și monitorizarea activității adevărat și această atribuțiune de monitorizarea activității operatorului. Știm cu toții că sunt destul de multe sincope în ceea ce privește activitatea operatorului. Nu aș vrea să discut această chestiune, deși ea poate să facă obiectul de discuții, eu aș vrea să discut despre ce face să vă transmit ceea ce face ADIV-ul pentru îmbunătățirea activității operatorului. Operatorului de mandat și conform și atribuțiilor din statutul nostru, monitorizarea activității înseamnă, printre altele, verificarea unor indicatori de performanță. Există un draft, un model de indicatori de performanță stabilit de legiuitor. Fiecare operator este verificat anual cu câte indicatorii aceștia pe care îi îndeplinește, printre care numărul de avarii, timpul de intervenție, felul în care reacționează la sesizările locuitorilor, pierderile de apă, etc., etc., etc. Inclusiv chestiuni care sunt legate de managementul instituției. Am tendința să mă refer la lucrurile negative, pentru că, într-adevăr, sunt probleme în ceea ce privește operatorul. Ca să depășesc pentru mine momentul acesta, cred că operatorul are potențial să schimbe în bine ceea ce se întâmplă în momentul acesta de serviciu de apă. Dacă nu se pot schimba lucrurile, atunci va trebui să fie schimbat managementul de la operator. ADIV-ul, în schimb, are atribuțiunea de a verifica dacă operatorul îndeplinește cele mai bune metode de management pe care le pune în practică. Deci ADIV-ul nu are legătură directă cu exploatarea sistemului, ci cu urmărirea operatorului ca să facă acest lucru. Îl facem lunar, îl facem în fiecare zi, ne întâlnim cu specialiștii din cadrul operatorului, care se ocupă de diverse sectoare. Avem informații, avem sesizări de la autoritățile locale care se confruntă cu întrebările de furnizare de serviciu și așa mai departe. Și atunci trebuie să intervenim, să te mai
sunt destul de multe sesizări pe care, destul de multe adrese pe care nu le face unitatea administrativă teritorială pentru a fi alături de ei. Calitatea serviciului, după părerea mea, este în continuă creștere, deși poate la timpul ăla nu se observă, deși lucrul acesta va trebui să fie din ce în ce mai vizibil, având în vedere investițiile printre cele mai mari care s-au făcut în localitatea de orașul Târgoviște. Deci orașul Târgoviște face parte din prima etapă de investiții 2007, în etapa 2007-2013, prin programul operațional POSME, programul operațional sectorial pe mediu. Investițiile, după aprecierea noastră, comparativ cu ce s-a făcut de la alții, sunt destul de consistente. Sigur că nu satisface nevoia și dorința locală, mai ales a celor care conduc urbea, că cu siguranță vor mai mult, vor să, ca toată lumea să beneficieze de apă și de canalizare. În etapa care s-a încheiat, au fost investiții în Târgoviște, de asemenea, în etapa care începe și care e înfrunsată, dacă să vă intereseze, pot să vă spun câteva detalii și despre stadiul viitoare de finanțări care face parte din etapa a doua, adică 2014-2020. Județul Bacău va beneficia de mai bine de 200 de milioane de euro la nivel de județ. În care, desigur, că și Târgoviște are o cantitate de lucrări care va fi totul. Asta și nu știu dacă am atins ceea ce doreați să spuneți în întrebare. Deci, activitatea DIV-ului este aceea, printre altele, de a monitoriza și activitatea operatorului. Operatorul este cel care, de fapt, îndeplinește serviciul de alimentare cu apă de canalizare. Dacă permiteți, doamna președinte? Da, vă rog. Noi n-am mai spus cum putem de revizare de aspectul ăsta. N-am niciun fel de probleme cu cotizația dacă a rămas la fel cu anumite. Dar noi asta s-a afirmat și pe bună dreptate, într-adevăr, ăsta este numărul adicului de a media și relațiile care există între CRAP și OATV. Credeți-mă că am fi vrut să primim un sprijin mai consistent. Toată perioada care ne-a cetăit de o grămadă de bani, care atunci când s-au preluat rețeaua de apă, canalizare, și tot ce ținea de zeștea care a avut-o pe această tematică orașul Târgu Ocna, care a fost numai activ, cu asigurările la lăsat nouă și după aceea ne-a pus să plătim o grămadă de bani, inclusiv cu penalități care încă nu s-au finalizat până în momentul de față. Mai mult decât atât, avem casa de apă care și la ora actuală noi plătim chirie pentru locația de care se află casa de apă, iar Cravo încasează bani. Suntem în litigiu și pe această temă cu ei. N-am simțit sprijinul mediatorului, a tipului, în această chestiune. Nu poți să pui presiune pe o localitate, fără, și suntem într-o asociație, fără ca cel care exploatează tot ce ține de bani, acolo se duc, acolo se colectează la CRAP, să fie întrebați măcar o singură dată. Totuși, ăștia fac parte de aceeași echipă. Suntem toți într-un sistem. Sunt chestiuni care le discutăm aproape în fiecare săptămână cu cetățenii vis-a-vis de calitatea apei și mai ales cu perdele care sunt în localitate. E rețea de apă care a fost reabilitată și extinsă de vreo 6 ani de zile. Din la ora actuală, mi s-a făcut branșament la rețeaua nouă, că sunt perde enorme, pe care le suportăm și noi. Indirect, cetățenii, consumatori, plătim din aceste perde. Haideți să-i facem o dată, am înțeles să schimbați producerea la CRAP. Vă rugăm frumos pe dumneavoastră, cei care conduceți asociația, intervenim și faceți-i să fie eficienți, faceți-i să-i simțim că sunt aproape de noi. Avem nevoie de sprijinul noastră, vă rugăm de toți, pentru că deja de la o perioadă la alta, după ne uităm că sunt rețele care ar trebui să fie folosite, să fie exploatate și fie apa rucinită, pe alte, că intervenții sunt de toată felul, cum spun,
DN12 l-au făcut șantierul lucruri de câte ori, nu zice, l-au dat și la amendă cei care erau în drept să o facă. Acum găuri și mai intervenții necontrolate peste tot. Deci, dacă dați voie, vă rog. Aș începe prin a vă spune că litigii în instanță cu operatorul avem și noi. Deci suntem într-o o singură acțiune, adevărat, de vorba de un singur dosar. Tot ce există în instanță, în momentul acesta, nu avem cum să intervenim. Asta nu înseamnă, nu avem cum să nici să prezăm, nici să o argumentăm. Asta nu înseamnă însă că nu am dat curs și că nu vom face acest lucru în continuare, ori decât va fi nevoie. Au fost situații de, mă aduc aminte, de anul trecut și n-aș putea să le localizez în timp în care am intervenit, pentru că au fost niște nevoi aici și problema, pentru că n-a existat reacții din partea operatorului, în momentul în care a ajuns problema la noi, am reacționat. Pentru că nu chiar de multă vreme, operatorul a înțeles că în cadrul adicului sunt asociații, sunt niște instrumente pe care asociația le poate acționa și de care operatorul ar trebui să țină cont. Pentru că așa a fost până la un moment dat. Lucrurile din fericire s-au schimbat acum. Există reacții din partea lor. Deci, o dată răspund că la una din chestiunile denunțate de dumneavoastră, că noi reacționăm atunci când ni se spune și am dat exemplul respectiv, iar de ceea ce privește operatorul, sigur că partea asta de instanță este barată, este limitată, că nu intră în atribuțiunile noastre, dar orice altceva care se referă la activitatea operatorului, la performanță, la felul în care gestionează, la felul în care reacționează la problemele legate de activitatea lor, aici noi suntem prezenți. Mai iertați că vă zic o secundă. În calitate de consilier juridic, eu vă spun că dacă în perioada cât s-a venuat partea de judecată, un punct de vedere al adicului care să confirme faptul că aspectele care erau ridicate de către poate Târgu Ocna, coincid cu realitatea, ar fi avut o greutate foarte mare în aprecierea judecătorului. Adică ar fi trebuit să devină o chestiune juridică pe care eu chiar nu știu cum să o plasez. Ar fi trebuit să venim din propria inițiativă, poate, în proces alături de oarte Târgu Ocna. Sunt chiar cu adrese, cu un punct de vedere vis-a-vis de această situație. Și aici juriștii poate că ar ști chiar și mi se pare că este destul de complicat așa, sau poate chiar imposibil ca să vii alături de, poate doar instanța sau, nu știu să răspund. Are mare clip, dar cu probă în plus pe care îi demonstrezi celelalte părți că pretențiile pe care le are nu sunt atemeiate și... Am adus aminte de încă ceva, nu, chiar sincer nu știu să răspund la remarca aceasta. Ați făcut, ați evidențiat vreo două, trei mijloace fixe din sistemul de alimentare cu apă din cadrul orașului. Ele sunt bun public, fac parte din domeniul public. Operatorul le ia să le administreze, sunt bunuri de retur, așa cum se numesc în contractul de delegare. Obligația operatorului atunci când începe contractul este să dea înapoi sistemul proprietarului de drept, care este primăria Târgu Ocna. Despre primăria Târgu Ocna. Deci, el le administrează prin acest contract de delegare, care prin anexe conține și listă de inventariere cu toate sistemele în mijloacele fizice care sunt conținute. Deci, nu sunt ale operatorului, sunt ale OAT-ului. Poate cuvinte dumneavoastră le folosiți și noi plătim. Nu. Deci, contractul de delegare este foarte clar. Se spune așa. În primul rând, contractul ăsta este făcut pe un draft pe care l-au gândit legiuitorii în România. Nu este decizia a celor două părți, adicul pe de o parte care reprezentant al OAT-ului și operatorul de cealaltă parte. S-a respectat în proporție de 99%, așa cum l-a stabilit legiuitorul. Operatorul preia cele două comisii, asta s-a întâmplat în 2010, au inventariat, s-au preluat situațiile din cadrul primăriei de la contabilitate, s-au preluat de către operator. Ar fi trebuit operatorul să le verifice și starea lor din momentul acela. Nu știu dacă operatorul a făcut-o, pentru că se trezește, acum are de-a face, se trezește, are de-a
face cu niște țeluri foarte mari din lucră, mai ales în oraș, facă și te bloca și noi mai sunt. În contractul de delegare se precizează că toate sistemele care se inventariază în fiecare an, deci încă un lucru care pune la adăpost bunurile publice, sunt inventariate în fiecare an și la terminarea contractului sunt predate proprietarului în aceeași stare. Dar îmbrățișarea cine face lucrurile? O fac cei de la Creogradorul sau în atenția OAT-ului? Cine ar trebui să facă branșamentul de la rețeaua nouă la consumator? Asta e altă rezultată discuție. Discutam deocamdată de proprietari, de drept de administrare. Branșamentul îl face constructorul care a preluat prin organizarea acelei licitații de încredințare a lucrărilor de investiții, în cadrul devizelor respective, trebuie să fie prevăzută și aceasta, dacă am înțeles bine ce vreau să spune. Și această operație de tăiat, de întrerupt, de scos un tronson din funcțiune și de făcut raportul pe tronsonul celălalt. Dacă am înțeles că asta vizați. Scoatem ceea ce e uzat, că din cauza s-a făcut reabilitare, s-a făcut înlocuire, care nu cred că e vreo problemă pe undeva. Dar nu și acum e rețea de ani de zile care nu este dată folosință. Pe fondurile accesate de primărie înainte de asta. Deci noi asta le-am predat odată. Dar ei nu vor să le pună în exploatează. Ei nu vor să scapă de pierdere, vor să aibă pierdere în continuare. Aici e totul. Voi știi cum ai fie domnul primar, dar... Domnul primar, doriți să clarifice anumite aspecte. Domnule, doar apreciez faptul că a venit astăzi la Dăbogna și mai lămurim câteva probleme. Știți, când am ofințat Adibu, am fost într-un din susținătorii lui, pentru că am înțeles că apa și deșeurile se tratează regional și noi am făcut la nivel județ această asociație. Asta încep cu părțile frumoase și apoi ne spunem celălalt. În ceea ce privește investițiile, sigur, Târgoca a beneficiat cea mai mare investiție care a depurat, 12 milioane de euro, 27 de kilometri de canalizare și stații de curare, 8 milioane de euro. Suntem în fază de recepție acestor lucrări. Noi sperăm ca în cursul acestui an să se recepționeze. Și tocmai acesta este rolul Adibului, pentru că proiectele se fac proprietare prin reprezentanți prin asociație. Cum cu Adibu, noi să spunem că suntem mulțumiți de activitatea Adibului, în mare dar avem câteva probleme în relația cu operatorul. Și aici apar probleme care a vrut să le ridice și domnul Mircea. Noi când am predat aceste investiții CRAB-ului, cu alte cuvinte, noi aveam zestre. Sistemul care l-am predat noi. Aveam investiții de aproape 1 milion de euro făcut atunci, când am predat sistemul. Cetățeanul din Târgoviște plătește și acum la creditul care l-am făcut pentru cofinanțarea la aceste investiții. Pentru noi a făcut fare 2004, 2005, 2006, tot ce s-a putut prinde pe preaderea. Și am dat la administrare CRAB. Sigur că nu ne-am așteptat ca să avem 5 procese pe care le-am terminat și mai avem 2 în derulare acum cu CRAB. Care vă spune că noi nu am devenit acționari la CRAB și asociați cu dumneavoastră ca să avem pe cei cheltui bani. Pentru că și domnul Luțu, ca jurist, a sesizat acest lucru. Adică plătim dobânzi la dobânzi, dumneavoastră plătiți taxe de timbru, noi plătim executori și jucători. De aceea, în această problemă, rugăm în camarafi să mediați o întâlnire între compartimentul sau între conducerea nouă a CRAB-ului și cei de la primărie, ca să lămurim câteva probleme. Aceasta este una din probleme. Sigur că încerca domnul să le explice și vă spun eu acum. Noi avem 6 km de apă, de rețea de apă nouă și 4 de canalizare, care au fost terminate în 2011. De atunci până acum am făcut branșament de la apă. Branșamentele le-a făcut primăria, adică materialele necesare, iar operatorul a venit doar și a făcut propriu-zis branșament. A făcut toate raporturile, șanțurile, conducte, toate le-am plătit noi. În timp ce dumneavoastră aveți 70% pierde, nu înțelegem de ce nu se grăbește această recepție ca să treceți pe colonele mele. Asta e problema pe care
iarăși trebuie să ne ajutați să o discutăm. Sunt că avem o problemă. La data când s-a predat acest serviciu care a fost la primărie, s-a predat numai activul, nu s-a predat și pasivul, dar am rămas noi cu acest rezervor la care plătim jumătate de miliard chirie la Ocolul Silvic și nu încasăm niciun ban. Problema care va trebui cumva să o rămână. Cum se poate ca noi să plătim și noi și să încaseze banul? Și acum avem și o problemă concretă. Ne putem înțelege următorul aspect. Nu este posibil ca în factura pe care o faci cetățeanului Popescu, care corect și vine cu indexul, tu să-i pui 1,3. Adică, cei care nu se duc cu contorul, pentru că știți, acum s-a montat un contor la intrare în bloc și s-a montat și în casă. Pentru că noi, când am avut serviciu, am pus la fiecare în apartament contor. Deci și măsoară și diferența la cei care nu plătesc, sau nu citesc, sau sunt plecați, sau pierde pe toate care sunt, le pun cetățenii. Au mai multe discuții în acest sens. În loc să plătească această diferență, în loc să plătească cel care n-a venit cu indexul, sau cel care e plecat, tot pe cel care este bun platnic, vine și această... Și atunci, vă dați seama, s-a ajuns undeva la 1,8, la 2, plăteri de două ori mai mult. E o problemă care trebuie să discutăm. Sigur că am mai reglementat o parte din probleme. Am avut bloc de 100 de apartamente care a fost debranșat pentru faptul că o persoană care era decedată n-a plătit. Aici am reglementat situația și în cazul în care apar neplătitori, vin întâi la noi la primărie, vedem dacă putem să dăm un ajutor de urgență sau să găsim o soluție, nu să taie, să debranșeze tot. Mai am un problem. Am vorbit de partea frumoasă. Acum avem poimul, da? Am avut 2008-2013 și acum avem 2014-2020. Ne-am înregistrat și aici. Consiliul Local a hotărât ca noi să mărim cofinanțarea, dar să putem beneficia să terminăm cu orașul Târgoviște, cu apa și canalizarea. Nu știm care sunt criteriile pe care s-a făcut proiectul. Am fost chemat și consultantul, dar vă rog tare mult. Eu înțeleg că în toate localitățile trebuie apă, dar dacă aici se dorește, și noi dorim să cofinanțăm, nu cu 2% când am participat aici, am uitat să spun, pe 2007-2013, iarăși un lucru foarte bun, am avut un 87 cofinanțare. Dacă noi dorim să cofinanțăm, haide să terminăm. Pentru că ce s-a întâmplat? Partea frumoasă, v-am spus-o, partea urâtă a fost că pe un cartierul Vâlcere s-a venit cu apă până la numărul 100, că așa a trasat cineva pe un fotoplan, și de la 100 încă 200 de case nu avem apă sau nu avem canalizare. De-ar fi normal ca să încheiem, să terminăm cu aceste prețuri. E singura situație? Din Vâlcere? Nu. Am dat un exemplu. Nu. Sunt mai multe străzi în care nu s-a terminat cu această canalizare. Sunt multe și în cartiere nu avem. Deci aici aș dori să încercăm să putem să ne desprijim într-o discuție tehnică pe care noi putem să o aducem. Și sigur că atunci și Consiliul Local înțelege și vede rolul pe care îl are Asociația de Dezvoltare ca intermediar între noi și operatorul. Mulțumesc! Vreau să vă duc o completare la ceea ce a spus domnul primar. Problema asta referi și la modul de facturare pe care face treabul asupra cetățenilor și nu numai la lor, chiar și a profesionalilor juridice. E vorba de indice de cap. Dacă persoana respectivă declară un consum de 4 metri cub, grab trece 6 sau 8. În același timp și canalizarea. Dacă eu plătesc pierderea altui cetățean sau nu e declararea indexului altui cetățean, cum pot să-mi trăiesc și canalizarea? Nu, cu greșeală o atrage și pe cealaltă, pentru că există în regulamentul de... Dar eu mai am și o afoare, tot să nu începe canalizarea. Da, ei au un mod de facturare oarecum și stereotip, dar și fundamentată în același timp. Adică la 6 metri cub de apă, aplică 20%, ce rezultă, se supune taxării. Nu comentăm canalizarea. Păi dacă este o creștere la apă... Da, deci proporțională, dar noi comentăm, pentru că cel corect care se duce și duce indexul. Noi avem o situație specială. Nu știu dacă mai este o localitate în județul Bacău care are contori în casă. Noi cât am avut serviciul la primărie, am avut contorizare în casă. Cetățeanul citește și vede din casă. Apare această diferență. Și această diferență trebuie analizată în funcție de fiecare bloc,
Pentru că dacă sunt pierderi, e treaba proprietarului să o rezolve, dacă avem cetățeni care nu plătesc, acolo trebuie intervenit și văzut, pentru că, într-adevăr, sunt multe apropiunțe. S-a încercat cu cravul de... S-a încercat, dar pentru crav a fost mult mai ușor să indice. Deși eu în ședințele care am avut cu asociații de proprietari am spus că cer indisciplinat să plătească, nu cel care este corect. Și acela lucru se aplică și la... Și cred că o discuție... La operatoriu, eu vin cu acest... cu această afirmație, pentru că știu că e în favoarea noastră. Există o anumită reacție de nemulțumire în momentul acesta, pentru că în ultimile luni, adică de undeva din toamnă până acum, mai ales spre sfârșitul anului, i-am ținut o relație cum n-am mai fost până acum. Și este puțin aliceală în zona aceea. Rugămintea mea este să ne scrieți, să ne spuneți, să plecăm de la adresele pe care le trimite Unitatea Administrativ Teritorială. Sunt la fel cu un răspuns care vizează în mod special prima chestiune pe care l-a spus-o dumneavoastră, domnule primar. Și prima întâlnire, și nu știu să spun ziua, pentru că trebuie oricum puse de comun acord și cu programul dumneavoastră și cu directorul nostru, dar prima întâlnire o să o facem, nu știu, nu peste prea mult timp, 2 săptămâni. Pentru că întâlnirea asta de mediere, poate că trebuie să trecem toate problemele, să le avem în vedere, dar trebuie să ne întâlnim, dacă considerați, îl chemăm și pe operatorul să vină cu jurist, noastră o să veniți, dacă sunteți de acord cu juristul de noastră, noi o să venim și noi cu juristul nostru, și o să inventariem problemele astea cu instanța care doare foarte tare. Nu, eu nu văd ca tehnic, ca inginer ieșirea, dar, sigur, mințile specializate pe cei specializați pe domeniul juridic, poate că avansează argumente care să conducă spre implicarea noastră în direcția asta. Și nu numai asta, orice altă problemă inventariem atât. Deci eu vă asigur, nu pentru că la noi până la urmă lucrurile sunt mult mai simple. Au fost 20.000 de lei anul trecut și 20.000 anul ăsta. Eu pot să fundamentez bugetul așa, doar din minte, 7.000 cum ați date. L-am ascultat cu atenție pe domnul Bucur. Nu e nicio filozofie. Adică nu să dânsul vorbește, nu vorbește despre un buget de primărie sau de societate sucursală a Sării sau Asociația Națională a Sării. E cu totul și totul altceva. Sunt 7, 8, 10 poziții mari și late, care salariile au fondul la cea mai mare, că s-a specificat activității noastre. Iar la 2 mașini, carburantul și delegațiile noastre și mai nu știu ce, mai cumpărăm radiere, creioane, hârtie, adică o nimica toată. 1.000.000 de lei este bugetul adibului pe an. Mai simplu era ca să fac o fundamentare. Serios. Poate este mai simplu. Poate să restate. Eu și eu, sigur, nu am voie. N-am vrut să intervin nici ca să nu diminuez până la urmă argumentația și poziția, dar ar fi trebuit să intervin cineva care poate să răspundă la ce se întrebă. Niciun buget, chiar așa, suntem noi cu 10 oameni mari și lați, nu se duce în consiliul director, în comitetul director, fără ca să fie fundamentat, la milimetru, la argumentat, adică e simplu. Și la ei s-a făcut la fel. N-a știut dânsul să-ți facă. Nu cred că s-a întâmplat președintele Asociației Avisului să fie de acord cu un buget fără ca să fie validat. Păi cum să întrevenim la cuvântul Avisului, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul dintre domnii consilieri, mie mi se pare anormal o investiție așa de mare, de 12 milioane de euro, ca Târgu Ocna să nu fie canalizată complet. Deci au rămas cartiere ca părcuri, ca creieniu, care nu sunt ținise și va trebui o nouă investiție. Da, asta la veție, veție, fi în contract. Și trebuie să plătim noi pentru greșelile altora. Nu plătiți pentru nicio greșeală. Eu vă spun că Târgu Ocna a fost una dintre localitățile avantajate, nu favorizate. Și până la urmă, ei sunt un document, ca să fie masă clar, dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe documentul acesta. Foarte interesant și foarte important. Sunt sigur că este și la primărie, dar este și pe site-ul nostru și pe site-ul acolo este o viziune până în anul 2037, pe etape.
beneficiat, a fost printre principalii beneficiari în perioada din etapa 2007-2013, dar și în 2014-2020 iese de asemenea cu sume, așa, neutru vorbind față de ceilalți, care mai acoperă. Evident s-a ajuns 100%. Eu am preluat și propunerea și dorința domnului primar, pe care chiar o înțeleg, de a ajunge la sfârșitul cele de-a doua etapă, la 100%, adică orașul pentru urmă să fie rezolvat 100% și materializare și materializare de canalizare, chiar dacă mai sunt rețelele vechi, care în continuare mai produc pierderi, operatorii, activitatea economică a operatorului. Alte localități din dimensiunea orașului Târgu Ocna, pe fonduri, mult mai mici au reușit să fie canalizate 100%. Și noi avem probleme... De exemplu, eu știu, eu le știu pe toate. Care? Din județul Buzău. Nu, deci vreo 200 de pic, sunt aproape peste 400 de milioane, 450 de milioane care intră în județul Bacău, adică nu știu ce vrea cineva mai mult de atât. Mai dorește cineva să ia cu cuvântul? Apa nu este nici mai ieftină și nici calitativ superioară. Și nici nu avem de la toți cetății. Haideți să supunem la vot varianta propusă de executiv cu menținerea cotizației, ca și anul trecut. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În vederea efectuării orelor de muncă de beneficiarii prevederilor legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, modificările și completările ulterioare, Comisia pentru Urbanism a vis favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere, având în vedere că e vorba doar de un plan de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social. Ne exprimăm speranța să se și realizeze aceste lucrări. Și nu intrăm în discuție alte aspecte. Celelalte comisii, vă rog. Comisia economică a disfavorabilă. Haideți, în discuții pe seama acestui material. Dacă nu, un la vot, dar spuneți un consilier. Nu știu cu ei bună întrebare. Mă rog, sunt eu aici. Păi, este și domnul ministru. După cum rezultă din material, din 225 de dosare, 160 sunt apți pentru a presta serviciul în contul legii 406. Deci orașul ăsta nici n-ar avea nevoie de cupt. Ar fi, chiar spuneam la comisie, dacă scăpa bomboana din gură, te apleci, o bagi în gură fără să supli pe ea, așa de curat ar trebui să fie. În condițiile astea, aveți o evidență din punctul de vedere. Ce au făcut oamenii și orește, dacă vin, dacă fac, dacă nu fac. Pentru că legea e foarte interesantă. Primarul are obligația să îndocumentească un plan de acțiune, care l-a documentat, da? Ajutorul social, articolul 9, în condițiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere și declarații de pe proprie răspundere, însoțită de acte doveditoare potrivit privind componența familiei și venitului membrului acestora. Deci și ăștia vin aici la dumneavoastră, vă cer un... Deci în aceste condiții aveți o evidență. Ce lucrări s-au făcut? Numai dacă de la piață spre ieșirea orașului, numai dacă ar curăța pe lângă blocuri, care au dat care e nimic? Acela monitorizează fiecare dosar în parte și sunt situații, dacă acele persoane care sunt dovedite apte și nu vin să presteze orele pe care trebuie să le presteze, ele sunt diferite, funcție de diferența de sumă care trebuie să o primească până ajunge la venitul minim garantat, dacă nu vine, este întrerupt furnizarea serviciilor de asistență socială și este reluată abia după ce își rezolvă situația. E un subiect sensibil. Să știți că sunt constituiți pe echipe, în fiecare zi
sunt programați un număr de persoane care beneficiază de aceste servicii și aceștia fac următoare, în mare, fac acele, cum vă spun, în mare, care sunt lucrările pe care le prestează. Spre exemplu, supravegherea toaletei de la piață și întreținerea zonei din zona pieței. Supravegherea zonelor verzi dintre blocuri. Tot ce înseamnă supraveghere și curățare a, și întreținerea localității când au loc evenimente publice. Și vedeți și dumneavoastră că după un eveniment public, piațetele sau zona din loc de funcționare rămâne perfectă. Știu eu lucrări diverse de a strânge diverse vegetații care se adună pe malul râului Trotuș, Slănic, Bălcica și alte zone de curaie și alte șanțuri. Curățare de șanțuri acolo unde ei pot să curățe, pentru că sunt situații când nu pot să intervin cu forțe. Știu că dacă dumneavoastră aveți o informație că un beneficiar a fost spontan și a primit un leu fără a face la prestație, vă rog să vă spuneți, pentru că este posibil. Eu mă gândesc toată la număr. Când te gândim 960, 100 de oameni, te-ai văzut pe în oraș, se pare că e o revoluție. Acest număr nu este un număr, nu sunt salariați cu lucruri de pe care prestează 8 ore. Sunt oameni, sunt beneficiari care trebuie să presteze de la o oră pe lună până la 72 de ore pe lună. Și sunt programați conform graficului și au fost făcute lucrări. Acum, întotdeauna poate fi contestat sau poate fi combătut că nu au fost. Eu nu contest și nici nu vreau să... Eu vă spun cu domnul meu, trebuie să înțelegeți un lucru. Eu vreau să vin acești cetățeni, dacă sunt bine pus la siguranță, vin în sprijinul curățenii orașului. Nu în most al meu, n-am niciun treabă cu niciunul, nici nu cunosc vreo unul măcar. N-am spus bine treaba. Că ce vă spuneți dumneavoastră, ori să mă trezesc mâine cu o piatră în cap, dar ceva cu ea, n-am cu nimeni nimic, nu. Dar se constată că în oraș nu se face curățenie și deci înseamnă că nimeni nu răspunde de ei. Sunt două aspecte. Activitatea de salubrizare a localității, ceea ce privește deșeurile municipale, este competența societății comerciale cu, care ea trebuie să le facă, iar activitatea cea prevăzută în planul pe care dumneavoastră l-ați aprobat an de an și anul acesta, îl supunem acum aprobării, e altceva. Deci nu, aceștia nu fac măturatul de stradă sau nu fac ridicarea domeniului menajer de la populație. Am împărțit sau am căutat să găsim diverse metode. Cei din cartiere, să-i oprim în cartier și am pus la dispoziția gospodarilor cartierului sau oamenilor cu inițiativă din cartier pentru a face diverse lucrări din cartiere. Câte unul, câte unul au renunțat toți, pentru că sunt eu iau un exemplu de oameni. Strada Gălean, Vișoara, Cimitir, da? Exact. Tot m-am uitat unul. Exact. Lucrări de curățare manuală și de colmatare canalul de scurgere. Mă spun eu că acum s-a umblat de ani de zile. Da, e un punct. Dacă dumneavoastră încercați să mă răspundeți așa prin... ca să mă scoateți... Nu vă pot pune la dispoziție documente. Incapabil de a pricepi, îmi pare rău. Nu, da, nu, 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 nici pe departe nu am vrut să spun acest lucru, dar noi vă putem pune la dispoziție documente și care stau la baza acestor lucrări. Acum, dumneavoastră veți aprecia. Chiar n-am ce să. Domnul uitați ce mai spune ca să vă mai comite. Sunt beneficiari în ajutorul social potrivit legii 416 privind venitul minim garantat, vor efectua în perioada sezonului rece lucrări specifice de și mă scrivește întreținere drumurilor și aleilor pietonale. Și oare nu i-a văzut nimeni pe stradă? Nu mai bine care nici eu de zăpadă. Chiar nimeni nu a văzut. Două zile pot zăpadă. Păi două zile acelea. Haideți să fim corecți cu noi și cred că, eu știu că sunt... Noi suntem corecți cu noi. Chiar oare pe acești oameni nu i-a văzut nimeni? Domnul Mot, vă rog frumos că sunteți coordonatorul serviciului. Da, avem statul cu completare. Acești beneficiari ai legii 416 au un număr foarte redus de ore, că pentru calculul acesta se face raportat la 19.000 cât din brutul pe stare. Deci un beneficiar de ajutor are de făcut maxim 14 ore pe lună. Ceea ce, sigur că la prima impresie, să spunem 160 de oameni, ori dacă ar fi o zonă întreagă, sigur că ar trebui să fie plăcat orașul. Dar așa, dacă stăm și analizăm, maxim 15 zile putem să apoperim zonele care nu le putem apoperi cu sectările primate, cu cuplu și cu asta.
În special pe Pedro și pe albii de râuri sunt acești oameni comasați. Deci nu în oraș, în zona platformă, pe noi sau în altceva. Cred că până asta a scris aici. De ce mă faceți să vorbesc contradictoriu? Spuneți-mi dacă mă vreți așa, fraia. De ce? Uitați aici. Aproximativ 3200 de ore. Păi da. 3200 de ore, vedeți câte ore ar fi pe de an. Păi da, și domnul. Asta s-a făcut materialul unui odul. Dar nu e timpul, domnul Mățel. E foarte puțin acționare. Deci numai la piață, cum a spus și domnul argumentator, un om trebuie să facă cel puțin 180 de ore și el are să facă numai 12. Vă dați seama câte persoane trebuie să facă să schimbă acolo. Și el pe drumul. Păi și asta e problema. Noastră birou și el în stradă, domnule. Să știți că va face treabă mult. Domnul consilierul, v-a scris înaintea dumneavoastră, vă rog să... Domnule, dacă tot am ajuns aici, e un subiect delicat, această lege 416 din 2001. Și dacă România are atâtea probleme în țara noastră, una din problemele ei este această lege 416. Atâta timp cât noi vom plăti niște oameni buni de muncă, dacă o să mergeți în ziua când își iau ajutoarele sociale, asta e altă aberație, îi dai unuia bani cash în mână, bani pe care el se duce și îi dă pe țigări sau pe băutură, nici de cum pe o pâine sau să-și plătească ce asta e bani, dar nu e vina noastră, așa e legea, legea 416. Dar timp cât noi, această țară, va plăti acestor oameni bani degeaba, să stea degeaba, noi vom avea o mare probleme. În condițiile în care un întreprinzător privat, eu, spre exemplu, societatea unde sunt acționat, vrem să ne dezvoltăm, să ne facem o realitate, avem o singură problemă. Nu găsești oameni să-i angajezi. Legea îi strâmbă. Acești oameni pe care 100 și ceva care primesc, sau 200 și 300 cât avem noi acum, care primesc ajutor social, datorită acestei legi strâmbe, primesc de ani de zile ajutor social. Și el îi bine mersi, nu știu cât plătește, nu știu cât mai este acest venit garantat, dar el l-a întrebat vreodată cineva, că m-am uitat pe un site, ai fost la forțele de muncă să vezi dacă să-ți cauți de muncă luna asta? Ai fost luna trecută, ai fost de câte luni, de câți ani n-ai fost la forțele de muncă? Și se duc să-și caute de muncă. E obligatoriu să aducă la dosar și refuză locul de muncă. Mergeți de asta acolo la poștă când își iau băieții și fetele de acolo, să vedeți cine fete zdravene și pune de muncă și băieți la fel. Și eu dacă mă duc și îi spun, eu să te angajez, îți dau salariul minim pe atâta pot pentru munca care o faci. Nu, stai acasă. De asta nu merge treaba. Mulțumesc frumos. Nu știu dacă face parte din ce este acum. Eu vă pot spune cum e la Mărniș. Este un palier mare în care toți beneficiarii de ajutor social sunt trecuți, locul, numărul de ore prestate, și cine răspunde de el? Toată lumea poate veni la orice oră să se informeze, să vadă despre ce este vorba. Deci, observ că materialele de ședință sunt copy-paste de anul trecut, deci vom avea exact aceleași rezultate și anul ăsta. Lecțiile de acțiune sunt aceleași. Da. Nu știam, Mălisa, ușorat. Bineînțeles, pentru că domnul administrator al orașului sau foarte bine. Aceleași zone, prioritate. Domnul consilier, nu vreau să mai constateze ceva. Da, ar trebui să faceți, să stabiliți pe fiecare beneficiar al venitului minim garantat. Tu trebuie să faci de aici până aici și el știe care e locul lui. Nu-i mai tot plimbați de acolo. Astăzi îi luăm că măturăm pe Capitan Bușină, mâine mergem printre blocuri să strângem hârtiile. Părerea mea. Dar tehnic nu putem face așa ceva. De ce? Nu putem să-i verificăm. Mergeți până la Moineș, nu departe. Nu-mi place să dau... Poftiți? Am fost acolo și nu se poate. Deci, nu vreau să dau exemplu altă locală. Da, tehnic nu mai dar la Dofteana. Deci, din 160, deci cum așa. Nu se compară. Nu ai cum se mără. Activitatea rurală cu activitatea urbană. Știți ce dumneavoastră și știm cu toții că această categorie de oameni care beneficiază de ajutor social și cei care sunt apți, că sunt mulți care au documente medicale pe ceea ce vedeți dumneavoastră, nu puteți contesta noi documentul medical. Eu am adus de la un medic specialist care a certificat că are o boală X, nu știu cât, aia e, că o are, că nu are, că va, așa, așa. La ajutor social, la fiecare, la 3 luni de zile, nu la 3 luni. Trebuie să vină cu dovadă că este în căutarea unui loc de muncă.
Acum, ca oficiul forțelor de muncă are pe ce să-i plaseze sau nu-i plasează, sau le completează documentul, iarăși aici este de discutat. Și nu cred că un funcționar de la oficiul forțelor de muncă are nu știu ce partipric cu o parte din beneficiarii ăștia. E o situație sensibilă. Am încercat să dăm pe o parte tot care să era la limită. Ăștia sunt. Am redus numărul lor. Încă mai sunt. Dar ce v-am vrut să vă spun lucrurile, da? Nu cred că n-ați vrut să mă înțelegeți. Dom'le, vin și în ceas, da? Da. Eu, de la primărie, i-am luat pe toți și unii mă duc cu ei pe strada X. Păi dacă vreți, astea le... Trimătru, roagă, nu știu ce-mi făra și spun, băi, copii, voi. Păi asta au făcut. Asta au făcut. Asta vreau să vă sugerez. Asta au făcut. De exemplu, spre exemplu, am demolat ce-am făcut în toamnă, până de sărbători și imediat de după sărbători. S-a demolat și s-a pus la dispoziție către Direcția Generală de Asistență Socială terenul de la fost spital, acele zone de grădini. Cu ei am făcut. Cu ei am făcut demolarea, cu ei am făcut supraveghere ca să nu le cadă grinzele de cap, cu ei am sortat materialele care au fost create. Și am plătit doar transportul morozului către o firmă care nu trebuia să cadă. Ei, gândiți-vă, de-am demolat acolo acele clădiri care chiar presupunea niște bun efort. Cu ei am făcut. Partea de zăpadă, într-adevăr, au fost două zile, dar la dimineață, la ora 5, echipele lor de 20 de inși au ieșit cu o pată, cum nu le țin partea, că nu sunt nici prieteni mei, nu sunt nici... Nimeni nu a acuzat că sunt prieteni sau prieteni noștri. Deci, cu siguranță, vreau să vă spun că atunci când vine curtea de conturi, ne cer de fie în fiecare lună și chiar și auditul intern, verifică rapoartele cu activitățile lor și dăm în fiecare lună situație că de direcția muncii, care la rândul lor prelucrează datele și se întorc banii pe cupoanele de pensii. E un subiect sensibil aici. Aveți dreptate. Acest act normativ poate trebui revizuit, pentru că vine dintr-o anumită perioadă, a fost gestionat de fiecare guvernare. Dar uitați că încă e în vigoare. Și atât când e în vigoare... 416 este în vigoare. Vine și bate cu piciorul în podea aici, că beneficiază... A, asta este. Domnul Consilier Ilie, vă rog. Eu acum am avut și eu câteva intervenții intervale la perioadă pe această temă. Vreau să vă spun că într-o perioadă chiar am urmărit, i-am văzut în anumite zone. Înțeleg și locul domnului. Înțeleg că și problema legislativă ridicată de domnul Rusu, așa este și timpul dau de mare. Dar dacă toți sunt niște rapoarte, dacă tot există o evidență, dacă tot există o prevedere legislativă în baza căruia dumneavoastră faceți niște rapoarte, eu sunt convins că multe din aceste discuții ar fi evitate dacă ar fi o mai mare transparență. Și cred că ar trebui găsită o soluție. Așa cum chiar să le spun aici, trebuie să fie afișată. Să fie, dacă e nevoie, trecute pe site. Pentru că, așa cum noi vrem să fim transparenți și vrem să fim filmați și văzuți de populație, eu cred că populația orașului este corect să-i vadă și pe acești oameni, așa cum chiar noi am remarcat. Dom'le, vedem că ridică aceste indemnizații sau ajutoare, cum să le numim, când până la urmă și la toată nu s-a plătit extraordinar. Când îi ridică de la poștă și îi vedem acolo și sunt buni de muncă, atunci se afișăm, se-i vadă lumea. Care-i problema? Așa cum noi ne afișăm aici în ședință, așa cum toți aparatul administrativ și tehnic al primăriei stă la dispoziția dumneavoastră pentru tot felul de documente pe care le aduc și sunt interesați, nu cred că se ascund pe urmă de a spune, uite, domnule, am participat la lucrări, acolo, și dumneavoastră aveți aceste rapoarte. Cred că eu așa cred, că dacă ar fi o mai mare transparență, s-ar vedea și toată lumea ar vedea, s-au executat lucrări, unde s-au executat și ceea ce s-a realizat. Cred că nu este o problemă, dacă tot există aceste rapoarte. Așa cum este un raport lunar și ei își iau banii lunar, cred că lunar ar trebui să existe și o situație cu acele ori prestate și lucrările realizate. Și cred că nimeni n-ar mai putea să spună altceva în acel moment. Eu vă mulțumesc. Domnule consilier, dar
așa spun că aceste rapoarte fac parte din activitatea executivă și există. Dacă cineva dorește să le studieze, să le analizeze, și ele sunt puse la dispoziție. Trăim într-o perioadă când trebuie și intrăm în era informatizării și publicării a tuturor documentelor. S-a început cu ordinele de plată, s-a început cu alte activități, cu publicarea... Cât? O să le punem pe toate, pe site. Nu e nicio problemă asta, că nu e o problemă că afișăm lista, că nu-i ținem... Mai multe cunoaștere nu trebuie să fie un problem. Sigur că da, dar totuși sunt și date confidențiale, pentru că acolo apar nume, apar adrese, apar pentru care ne confruntăm și trebuie să respectăm legislația cu privire la caracterul datelor. Da, ca o completare, când spunem 160 de oameni deja întâlnim la armată, dar nu e chiar așa, pentru că fiecare dintre acești 160 de oameni prestează un maxim de 14 ore lucrează. Aceste 14 ore, 160, au 2240 de ore. Împărțit la cât lucrează un angajat cu o normă întreagă, 176 de ore, ar însemna de fapt 12 ore. Deci 12 ore angajați. Cam asta ar fi dacă îi transformăm din un număr doar de 14 ore la o normă întreagă. Deci noi am avea la dispoziție, adică cu caracter, permanent, 12 ore. De acești 12 oameni nu sunt disponibili mereu și nici nu-și iau bani. Și ați văzut și la evenimente de comemorare a eroilor. Au fost folosit la străzi de urtic, la curăț sau alea. Și cam asta e, adică, 160, dar de fapt nu avem 160, avem 12 și dacă nici aia ar fi toți, tot mai scădem. Da. Vă mulțumesc. Este foarte adevărat că ne mulțumim de cetățenilor sunt și pentru aeroportul care zine, zisim, am vrea să se depună că vorbim în categoria celor cu mari probleme fizice, psihice, cu independență de acol, e foarte greu de lucrat cu ei. Este foarte clar. Da, nimeni nu ne scurtăște, cei vă spun cunoștință de cauză, dar trebuie un pic să suplimentăm numărul celor care îi verifică, care coordonează. Și pe fragmente scurte, nu merge pe ce activități de durat. Din rândul angajează-mă de primării, cei care supraveghează, într-adevăr, să facă parte și din categoria celor care au o multă demnitate în relațiile cu ei. Că dacă pune o doamnă, o domnișoară, ca să ducă să la niște activități, nu știu care vreau, o să vedeți că nu o să reziste prea multă, că începe aia să înjure și să facă tot felul de lucruri. Dar condiția este să avem sarcinile concrete, ce au de făcut, și să fie supraveghează o perioadă foarte clară, foarte determinată. Și dacă vor reușește să-și facă 14 ore la două zile, le face o oră în fire. Sau într-o săptămână de zile. Îi pun un număr mai mic de ore pe zi și atât am plătesc. Și îți rezolv treburile mele cum vreau să spun. Pentru că la fel, nu putem aștepta la oamenii. Dacă îi luăm așa să-i trecem din filtrul unui agent economic care ar vrea să angajeze să fie de muncă de rândul lor, nu știu din ce cât sunt acolo și ceva care vine în locul părinților sau altor din familie, însă dacă găsești 10 apps pentru ei... Să știți că s-au remarcat câțiva din ei care și-au văzut de treaba lor și chiar sunt angajați. Ba la CUP, ba la Conseca, sunt 3, 4, 5 care au demonstrat că au avut o sincopa vieții și au trecut prin fenomenul ăsta. Și s-au reangajat. E adevărat că mai sunt și situații. Avem un salariat care se ocupă special de supravegherea lor și chiar face parte din persoanele pe care ei îl recunosc și îl respectă. Pentru că am făcut tot felul de încercări cu colegi de-ai noștri, cu băieți, cu doamne, funcționari, să i-am împărțit. Pentru că el are un alt fel de mod de abordare a situației. Mulți provin din categoria. Nu poți să el intră în crâșmă, nu poți intra după el să-l scoți de acolo sau după el scoate sticla în fața ta și te ignoră. Încercăm. Nu reușim de fiecare dată, ca peste tot. Și nu cred că e o unitate administrativă unde lucrurile merg perfect cu acest cu această eșantion. Nu consilier Mătipă. Avem cea mai mizerabilă margine de drum de la Câmpul Ocna până la Mănești, ruta pe care o facem atâta zile. Am văzut la Bocteana, fiecare dimineață, oameni cu saci care strâng în aer de marginea drumului. Nu este o problemă. În Comănești, lucrurile merg foarte bine cu de la 460. Nu mai intră Bocna, găsim scuze și nu putem face nimic. Cam asta este situația în care suntem. Da.
Mai dorește cineva să ia cuvântul? Haideți să supunem aprobării proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2018 în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii prevederilor legii nr. 416 pe 2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completările ulterioare. Deci votăm planul de lucrări. Da? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Următorul punct foarte important pe ordinea de zi. A trecut proiectul de lucrări de majoritate. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate pe anul 2018, Comisia pentru Urbanism a zis favorabil cu abținere. Celelalte comisii, vă rog. Este Comisia Economică pentru Buget. Da, vă rog, domnule. Aveți la vorbe? Comisia Economică. Nu știu cum vrei, dar mulțumesc. Comisia Economică a zis favorabil. Da, a zis favorabil. Discuții, vă rog, domnilor consilieri. Dacă vrea cineva să ia cuvântul, domnul consilier Mărciucă. Am zis că domnul primar al orașului a fost și pentru consiliul local al orașului cu Voga, dar am înțeles că consilierii nu au fost informați și dacă nu termină să citesc. Eu personal am citit. Dacă mai dorește cineva să citiți, are legătură cu bugetul, da? Are legătură cu bugetul, da? Propuneri să fie citite? Prin prezent, vă propun unele propuneri pe care vă rog să le includeți în proiectul de venituri și cheltuieli al anului 2018, în vederea dezbaterii și aprobării ședința publică conform legii. Instalarea sistemului de supraveghere video, obiectiv restant în anul 2017. Amenajarea 300 locuri noi de parcare spre folosul locuitorilor și turiștilor. Reabilitarea străzilor Verii, Ion Creangă, Sărciilor, Cimitir, Petre Isirescu, Elisei Ursac, strada Cimitir, Cimitirul Eroilor, Vânători de Munte, Păcuri. Modernizarea pieței agroalimentare prin izolarea cu panouri sandwich. Promovarea monumentelor renovarea monumentelor istorice de perioada orașului Târgovna cu fonduri alocate de guvern pentru anul centenarului. Reabilitarea casei Borisov și cinematografului, clădiri de patrimoniu, care nu trebuie să aibă aceeași soartă ca policlinica sau casa urs. Amenajarea trei terenuri de sport cu suprafață sintetică, iluminat LED-a întregului oraș după modelul Comunei de Octeana sau Târgu Trotu și sunt fonduri la Uniunea Europeană prin POR, cu participare doar de 2% de la bugetul local. Amenajarea de trei parcări moderne cu toalete publice. Organizarea unei excursii la Salzburg, Austria, plătită de la bugetul local pentru copiii olimpici și profesorilor și pentru sportivii de talie națională și antrenorii acestora. Deci acestea au fost propunerile mele pentru a fi bugetate în 2018. Cine mai dorește să ai cuvântul la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, spune domnul Consiliu. Nu vorbesc nimic despre buget, dar mi se pare normal. Am la rugăminte că am toată încrederea în doamna Vitiseanu, dar cred că s-a grăbit, l-a vrut să facă foarte repede. Cred că era necesară o mai bună fundamentare a bugetului 1. 2. Cred că era neapărat absolut necesar raportarea la execuția bugetară a anului trecut. Nu putem să facem un buget, în experiența mea, totdeauna trebuie raportat la ce am făcut, ce am avut anul trecut prevăzut, ca să știu anul acesta cum îmbunătățesc, cum duc pârghile, mai sus, mai jos, mai în stânga, mai în dreapta. Neavând la ce să compară, să am, la ce să mă raportez, eu un buget făcut sumar așa, care, mă rog, nu mă face să-l votez cu toată convingerea și cu toată, dar mă aștept totodată că se poate remedia. Adică pe parcursul anului 2018 se pot face amendamente, rectificări, etc., etc., și care poate își găsesc și loc și propunerile domnului Mărciucă, cu care de altfel sunt de acord într-o totul, totul este să mai și vedem de unde. Adică, numai o secundă, să termin și atunci. Adică, în momentul în care vin cu o propunere, este evident și așa ar fi normal și firesc, să spui, domnule, de unde și eu
pentru alocarea propunerii mele, cu ce fundamentez, adică iau de la aici, de la capitolul de cheltuială X, linia 7, și pun la 19, aliniatul 2. Așa văd eu lucrurile și așa știu că se face profesionist. Mai departe, atât am văzut. Cine mai dorește să ia cuvântul? Da, cum? Da. Întrebări, remarca colegului nostru e foarte bună. Să pui pe coloană ce a fost și ce urmează. Am văzut că s-au pus pe coloane următorii 3 ani. Nu cred că era chiar așa. Mai era, era mai interesant să vedem 2017 comparat cu 2018. Exact ca în bilanțul contabil. Probabil era frică că la poziția salarii ar fi explodat cifra acolo. Comparat cu 2017 și nu se vadă. Dar dacă la o societate comercială ar fi avut loc cuplarea salariilor într-un an și ea să funcționeze în continuare și cu profit, managerul lua premiul Nobel la economie. Aici sunteți aproape de premiul Nobel, pentru că știu că funcționează bine aparatul, ați reușit dublarea salariilor, chiar fără ironie, spun. Deci ați reușit asta, în urmă, cu fonduri europene, cu sumele atrase, cu modificări legislative. Dacă funcționează în continuare bine aparatul primăriei și toată activitatea cu salarii, asta e foarte bine. Sunt salariați care merită toată creșterea asta. Deci una peste alta, eu voi vota bugetul care l-ați făcut. Să meargă treaba și să puteți plăti chiar salarii mai mari, dacă aveți de unde, în anii care urmează. Da. Aș mai vrea o scurtă completare, mai ales că mi-a sugerat-o domnul Antochie acum, nu numai din cauza că așa este să fie și alt precedent, și pentru faptul că, din ce mi-amintesc eu foarte bine, anul precedent am avut la capitolul venituri 24 de milioane, parcă, nu? Și anul acesta avem doar 17 și ceva. Deci e un deficit la buget, la capitolul venituri, de vreo 7 milioane de lei. Și acestea trebuiau cu atât mai mult fundamentate, văzut de unde apare această diferență. Și încă o chestiune de ce ar fi trebuit mai bine fundamentat bugetul. Și comparat cu anul trecut, și pentru faptul că au apărut foarte multe modificări la fondul fiscal. Și aici ar fi trebuit să vedem exact pe contribuții, de unde se duc, cum se duc, ele nu mai apar în aceleași coloane de cheltuieli. Și măcar poate pentru cei care sunt mai țigușari așa și vor să intre mai în amănunt, dar ar fi fost bine să fie văzut cum le-ați gândit, cum le-ați... Dar v-am spus încă o dată, eu am încredere în doamna Chiseanu și aparatul primăriei, că o să... Iar ce nu o să se facă acum bine în bugetul de acum, o să se facă probabil la viitoarele rectificări. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul sau să răspundă la o remarcă, bugetul de anul ăsta e un document făcut tehnic, economic, în cadrul legii bugetului de stat, numărul 2/2018. Într-adevăr, nu a fost probabil și timpul suficient să pun coloana anului precedent, astfel încât să avem cu ce compara. Anul trecut am făcut acest lucru pentru că am intrat în ședința de Consiliu în aceeași lună și cu contul de încheiere a exercițiului bugetar, lucru care acest an nu s-a putut întâmpla, fiind bilanțul încheiat, am avut termen abia acum în februarie, și ne-am propus luna viitoare să intrăm cu contul de încheiere a exercițiului bugetar. Să nu spuneți că este și în format IFRS, că v-ați dat pe spate. Haideți să lăsați la așa de contabil să ne explice. Vă așa de ce a fost proiectat într-o sumă mai mică față de anul trecut? Tot prin legea bugetului de stat, salariile cadrelor didactice nu mai sunt gestionate prin bugetul local. Ele sunt gestionate prin intermediul inspectoratului județean și acea sumă care reprezenta cheltuiala de personal a învățământului nu mai este. Haideți să ascultăm pe doamna contabilă, vă rog. Celelalte cheltuieli descentralizate rămân în continuare și mă refer la cheltuiala materială
capitolul de învățământ, salariile asistenților medicali din cabinetele școlare, asistența socială, sunt cheltuieli care sunt descentralizate și vin finanțate prin bugetul local. Celelalte capitole de cheltuieli se păstrează în aceeași structură ca și anul precedent. Nu cred că mai trebuie să le citesc, așa cum au fost alocate sumele pe fiecare parte. În cheltuiala de capital am alocat o sumă de 16%. În general, pe proiecte care au fost inițiate anul precedent și pentru care trebuie să continuăm sau să finalizăm anul acesta cheltuielile respective. Ele sunt detaliate în lista de investiții și scrise analitic. Alte întrebări, dacă mai sunt? Cine mai dorește să ia cuvântul? Da, eu vă spun din lista obiectivelor din investiție. Votul este prin votări amenajări, punct de informare juridică, 30.000 de lei. Nu este dotări amenajări, este dotare amenajare. Votări amenajare, punct de informare. Amenajare. Dotări amenajare, punct de informare juridică, 30.000 de lei. Pe lângă faptul că a costat punctul de informare turistică, mi se pare o sumă dusă pe ala sânțele, da? Având în vedere... Sunt sumele decontate anul trecut. Nu, investiția este în continuare, nu s-a finalizat, a fost prinsă pe bugetul anului precedent. Nu este neapărat dotarea. Dotarea este achiziția acelui modul. Așa este lista de investiții structurată, în investiții noi, investiții nu s-a realizat și pe 2018. O investiție bugetată într-un an precedent și nefinalizată se rebugetează în anul următor. Așa sunt mecanismele financiare. Este continuarea investiției de anul trecut, nici nu s-a contat cea de anul trecut. Am înțeles. Și atunci ar trebui să știm de ce nu s-au rezolvat investițiile care s-au prezentat în 2017. Trebuie să vezi niciun motiv. S-au inovat, nu s-a rezolvat. De exemplu, eu ar vrea să știu de ce nu s-a implementat proiectul cu camere de video în 2017, că și atunci s-a votat, da? Investiția pe 2017 cu camere de video. Și am o inițiativă, da, depusă din 2016, pe care nu mi se dă post. Mai cu camere de video. Și văd că domnul primar nu vrea deloc să renunțe la studiul de trafic, da, față de celelalte comune, celelalte sate care au implementat sistemul de supraveghere video, care nu au avut atâta nevoie de studiul de trafic pentru a da bani altor firme, și pentru a face o demorație din bani publici. Deci aveți de la poliție, domnul primar, locul de amplasament al camerelor video și nu ar trebui, noi consilierii locali care suntem aici, mai putem fixa 5 camere unde să fie în zone sensibile pentru noi sau unde vezi dumneavoastră și nu trebuie să facem acest studiu inutil de trafic. Studiul de trafic e una și amplasarea camerelor e altceva. Vă rog, să-i dăm cuvântul domnului primar. Cine este important că în acest buget avem 16% pe secțiunea dezvoltare și ne menținem acest procent ca și în anii trecuți. Vreau să vă informez că am accesat tot ce se putea accesa, în sensul că pe fonduri europene avem, și am discutat și mai devreme, pe POIM, canalizarea apă, avem proiectul pe 7.1 ca stațiune, care este în fază avansată, 5 milioane de euro, avem pe PNDL, suntem în fază de finalizare, pachetul cu străzile Vișoara, Mai Roșiță, Cătambușilă și Tăbăcar, și suntem în fază de licitație cu primul pachet Salina, Alexandrii, Daniela Corea, Vameacu. Avem de asemenea pe PNDL
colegiul Costache Negri, creșa de la, care se va construi în școala de la Tisești, și cele două grădinițe. Încercăm acum pe POR, tot pe fonduri europene, să introducem cele două școli generale care nu au reușit să fie prinse pe PNL și liceul tehnologic. Colegii din primărie, compartimentul proiecte, încearcă să acceseze toate fondurile care pot fi atrase și aș dori să rămânesc o problemă cu acest iluminat. A cumpăra 2000 de corpuri de iluminat este o treabă foarte simplă și e despre stâlpii care au fost și nu am făcut nimic. Mi-am făcut acest lucru acum 7-8 ani. Toate corpurile de iluminat din, care sunt între Cogna sunt de 60-80 de bați. În schimbat tot ce a fost 200-400 de bați. Noi avem acum probleme cu circuitele care le avem și cu stâlpii, nu cu pus corpuri. Sigur că într-o comună în care exista un led la 3 stâlpi, când ai pus led-uri, pare că este interesant, însă noi nu vrem acest lucru. Noi vrem să facem instalații cu circuit inteligente, adică să știm să reglăm intensitatea fluxului luminos, să putem să știm exact atunci când a apărut o avarie pe stâlpul respectiv, să putem să stingem dacă vrem pe o parte sau pe cealaltă sau intermediat. Toate aceste propuneri de iluminat va face o parte pe proiectul care l-avem noi și este interesant și e bine să știți că pe POR avem și străzi cu, unde modificăm și iluminatul public, trotuare. Deci un proiect nu se face decât de specialiști, cu specialiști și sigur că nu-ți finanțează nimeni propuneri de genul hai să punem niște camere sau de genul hai să facem nu știu ce lucrări care nu, din păcate, nu putem să facem cu amenajarea terenilor de sport, ca să luăm uita să spun, facem un teren de sport la școala numărul 1 cu o finanțare de la o asociație. De asemenea, avem monumentele istorice, avem 3 monumente istorice trecute în programul centenar, avem drumul la Mănăstirea Măgura, avem drumul la Mănăstirea de la Cireșoaia și monumentul eroilor de aici, de la Turul. Ele sunt trecute și în documentația trimisă de la Consiliul Județean. Sigur că noi ținem cont de toate propunerile dumneavoastră, dar vă rog propunerile să fie făcute și cu justificarea sursei și să știți că fără un proiect, fără de fezabilitate inițial și apoi proiectul tehnic nu putem să facem lucrări și am numai de dragul de a le face. Deci eu vă rog, în condițiile actuale, în care ați văzut că s-a diminuat mult bugetul, pentru faptul că impozitul pe profit nu s-a mai aplicat la 16%, s-a aplicat la 10%, poate acum să înțelegem mai bine de ce am solicitat și mărirea impozitului și taxelor locale, pentru că noi am compensat oarecum cele minori ale bugetului. Ne axăm pe fonduri din altă parte, acest 16% care avem fondul de dezvoltare adus sunt cofinanțări la proiectele pe care le facem. Vă rog să votați bugetul așa cum l-am propus noi, vom ține cont de toate propunerile dumneavoastră și trebuie să vă spun că ele se regăsesc și în liste. Marța trecută am fost la o comisie interministerială unde am depus o documentație pentru a fi ca orașul Târgu Ocna să fie trecut în Planul Național de Amenajare a Teritoriului ca localitate turistică cu potențial turistic foarte ridicat. Și aș dori să fac doar observație că acolo a trebuit să prezentăm o documentație făcută de Institutul Național de Turism și acest lucru este foarte important pentru că, de exemplu, pe Ministerul Turismului, în masterplanul de turism, Târgu Ocna apare cu 5 proiecte, de care n-am amintit acum. Și să știți că este amenajarea parcului, amenajarea mai multor obiecturi în parcul Măgura. Nu puteam să promovăm dacă nu suntem localitate turistică și nu suntem în planul de amenajare a teritoriului. Este exact cum în punct, dacă nu ai prevăzut ceva, nu poți. Și să știți că am fost apreciat și poate ați văzut documentul 135 de puncte, cutajul maxim care e o mare realizare pentru noi și sigur că este greu să ajungi să ai un statut, dar este și mai greu să-l menții. Și aș dori ca toți cei
care sunt în Târgu Ocna și mai ales în Consiliul Local, este bine să nu aducem localității de servicii. Pentru că eu vă spun că în comisia aia de acolo, cineva mi-a pus următoarea întrebare. Domnul primar, v-ați schimbat intrarea în oraș? Și-a arătat o poză de pe internet, în care scria Târgu Ocna și mai jos scria localitate în care cimitire avem, dar spitale nu. Sigur că am rămas și eu surprins. Nu este corect să ne facem localitatea, și mai ales ca și consilieri, localitatea în care trăim, să aducem aceste jigmiri. Pentru că localitatea o reprezentăm noi, primarul și Consiliul Local. Sunt multe de discutat. Sigur că nu poți ca în fiecare Consiliu Local să aduci doar critici și să pătezi, adică, orașul care ne-a trimis aici prin votul lor și trebuie apărat această instituție care se numește primărie. Eu vă mulțumesc foarte mult. Veți vedea că vă vom informa cu toate problemele care apar și observația pe care a făcut-o și domnul Antuchi și domnul Bucur este corectă. Noi luna viitoare venim cu exerciții bugetari și veți vedea exact și execuția. Ne-am ținut cont de execuție pentru că nimeni nu-ți aprobă buget dacă nu vii pe ce ai realizat anul trecut, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Ce este foarte important și s-a sesizat și aici este meritul agenților economici din oraș și a cetățenilor din oraș și sigur și a dumneavoastră Consiliul Local, este că Târgu Ocna este printre puține localități care are mai multe venituri din activitatea economică, să spunem, din impozitul pe venit decât din impozite și taxe locale. Acest lucru este foarte important pentru că arată că localitatea se dezvoltă. Și revin la problema din acea comisie, avem peste 800 de locuri de cazare. Și mi-aduc aminte că în 2002 nu știam de unde să mai luăm câte ceva să putem să ne încadrăm în stațiune. Și orașul arată foarte bine și foarte bine. Sunt multe de făcut, sigur, în oraș, dar vreau să spun că Comisia Interministerială la care au participat toate ministerele au apreciat progresul pe care l-am făcut noi. Pentru că totdeauna trebuie să raportez de unde plecăm și unde am ajuns. Și un lucru care trebuie să mai spun, dacă este din Moldova, apa din la 1801 se exploatează, ei acum nu au nici licență de exploatare, nici de explorare, iar Târgu Ocna are. Și ei trebuie să ia de la capăt acum, pe diferite criterii, unul închide și altul deschide. Faptul că este pe primărie licența, este mare lucru. Eu vă mulțumesc și noi sperăm că cu acest buget să avem cu toții ce să spunem la sfârșitul anului și la terminarea mandatului, pentru că sunt lucrări care se vor derula până în 2020, toți vom avea satisfacția că am realizat ceva pentru orașul Târgu Ocna. În acest an mai sunt studii de fezabilitate care pot fi depuse, cereri de finanțare și apoi, în 2014-2020, începe să poată fi pus în aplicare. Pentru că trebuie să înțeleagă că se lucrează 2-3 ani de zile la documentație și mai mult execuția de azi. Eu vă mulțumesc. Mai doresc și la domnul consilier. O singură rugăminte la domnul primar, ținând cont de faptul că ar fi și pe denunțare și ziua erorilor și evenimentele în care se adună public mult în fața Bisericii Răducanu, reclamă reparația trotuarilor de acolo, am mai discutat cu domnul primar. Cred că ar fi o chestiune de oportunitate pentru începutul primăverii, ideea de a ne putea găsi la această importantă sărbătoare, mai ales că și anul jubiliar, cu trotuarele făcute și unii după bazarea care au făcut. Bine, rog de multe, nu mai doar noi de localitate, și la dreptoare și știți cum o să trotuarele acolo. Mai dorește cineva să aibă cuvântul? Dacă nu spun aprobării, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și bugetului activităților finanțate pe anul 2018. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea economico-socială pentru anul 2018. Comisia pentru urbanism disfavorabil în unanimitate. Comisia Economică a desfavorat. Dacă sunt discuții pe seama acestui proiect de hotărâre, domnul consilier Roșeț, vă rog. Domnul președinte, domnul consilier, poate și pentru
de formație profesională, aș semnala câteva chestiuni de ordin formal, neîntrând fondul planului de acțiune. Constat o oarecare neconcordanță între titlul hotărârii, proiectului de hotărâre, dispozitivul hotărârii și pot să concretizez despre ce e vorba. Deci, proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiune pentru dezvoltarea economico-socială a orașului de Bogna pentru anul 2018, lucru foarte important. Și citesc apoi articolul 1 din propunere, se aprobă planul de acțiune pentru dezvoltarea economico-socială a orașului Târgu Ocna pentru 2018, nimic nou, dar unde apare noutatea? Conform achetei transmisă de instituția prefectului județului Bacău, anexă la prezenta hotărâre. Anexă la hotărâre nu poate să fie decât planul de acțiuni emanația acestui fort deliberativ. Nici de cum o machetă a prefectului, instituției prefectului. N-ar fi așa de grav. Precum nu e nimic grav, din potrivit foarte bine când se pune la dispoziție acest plan, program. Dar ce vedem noi în anexă? Priorități, obiective, cu linioare pe ele, plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială 2018. Nimic rău în toată povestea asta. Dar prima acțiune care o constată aici, dacă e plan de acțiuni, nu? Niște adrese, adresa primării, dar și urmă niște numiri și funcții. Primar, și Roicui Ștefan, cu e-mail, cu toate povestea, cu telefon. Secretar, Corina Măscurcă, viceprimar Nicolae Drăgănuță. Nu e rău că i-am nominalizat, deși toată lumea se mândrește cu aceste nume și sunt sigur că pe 2018 vor fi în continuare în exercițiu funcțiunii. Dar nu văd ce acțiuni. Acțiunea ține. Bun, a trecem peste asta. Constat că am citit cu atenție acest program. Macheta, ce vreți să zic. Ea, de fapt, ne informează cu toate problemele localității. Număr de locuitori, suprafață, străzi, cutare, nu știu ce. Dar constatăm și unele hiaturi, lacune. Adică niște linii trase acolo, la obiectiv. Și mă uit la politici din mediu. Program pentru protecția mediului. Așa, ce privește parcurile, conservarea, bine. Și multe astfel de minuni. Uitați, de exemplu, programe operaționale din fonduri structurale care vizează biomasa 5.500.000 hectare plantate. Păi dacă nu le nominalizăm aici, nu le comensurăm, înseamnă că nu trebuiau trecute, zic eu. Alminte, cum să spun, e o informare, un plan de măsuri cu informații corecte, detaliate despre orașul pe urmă. Dăm cuvântul, doamne, din răspăriu. Acest proiect de hotărâre a venit în urma unei adrese, venită de la instituția prefectului, care a avut neapărat, deci a fost trimis către toate OAT-urile din orașul Târgu Ocna, din județul Bacău, macheta transmisă tot de ei, exact așa cum a văzut-o dumneavoastră, noi doar urma să o completăm la pozițiile în care ne regăsim, adică avem proiecte accesate pe acele domenii de activitate sau nu, iar ceea ce a văzut, exact ceea ce a citit și dumneavoastră, era puțin de exemplificativ. Noi dacă nu avem proiecte accesate pe acele domenii, era normal să nu trecem nimic, am văzut bine de cald sau am trecut de multă. Cum și-au vrut să arate așa, macheta nu acceptă niciun fel de modificare și vor și aprobat prin Consiliul Local. Da, vor centralizat la nivel de județ și apoi la GAP. Mi-au zis că au și
aprobăm acest material. Iar partea care la mine era cu verde, la dumneavoastră, eu am pus doar un asterisc și am, la final am făcut o notă și am zis că era cu doar tipul exemplificativ. Dar dânsii le-au menționat că macheta așa trebuie să arate. În formatul ăsta. Noi am completat doar cu proiectele pe care le avem noi în desfășurare, pe programele pe care le-am accesat noi. Adică corpele de lege, exact ce v-a explicat și domnul primar. Deci înțelegem că strategia de dezvoltare a județului cred că da, și cuprinde un plan specific fiecare localități de credoare, dar raportat pe niște conturaje care au fost stabilite de trei. Noi să venim cu proiectele pe care avem noi ideea de a-și conturaje. Cred că dacă făceam mediune și anul de hotărâri, de inclusiv local pe care noi l-am aprobat sau nu l-am aprobat în decursul anilor. Nu mai dorește cineva să ia cuvântul la acest material? Asta pe ordinea de zi? Dacă nu supun la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Continuăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere cadru pentru spațiul comercial situat la partea numărul 13, din strada Victoriei, numele 3842. Oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia pentru urbanism este favorabil. Comisia pentru urbanism este favorabil. Comisia economică a venit în favoarea 3 voturi, abținere și 2 pentru. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, să spună punctul de vedere, dacă sunt întrebări, domnul consilier Lucu, vă rog. Totdeauna am fost de acord că acest spațiu este închiriat, să nu ținem degeaba și am constatat acum că societatea care va chiria, va subînchiria. Deci, în care nu sunt de acord. Suntem întru totul de acord să fie închiriat și am fost și data trecută și de câte ori s-a pus în discuție problema acestui spațiu comercial, noi trebuie să-l dăm, putem să-l ținem fără să producă nimic. Dar am înțeles că acum societatea pe care care îl va închiria, îl va subînchiria, lucru cu care nu știu dacă sunt de acord. Mulțumesc frumos! Dacă mai dorește cineva. Cineva. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la acest lucru? Tocmai ce e un lucru care a făcut, dar dacă domnul primar dorește să... Am ținut cont de propunerea dumneavoastră de a valorifica cât mai bine acest spațiu. Și am avut o solicitare de închiriere a spațiului. Au venit această solicitare, am discutat-o. Eu am invitat astăzi în ședința de Consiliu pe cei care ar dori să închirieze acel spațiu. Nu au venit. Cred că este normal să rămânăm această problemă, pentru că... Repet, nu suntem cu totul de acord. De acord, dar eu am solicitat să vină cu un program cu de investiții, cu un program, pentru că, încă o dată, spațiul este la roșu, ei trebuie să facă investiții și trebuie să avem o garanție că acele investiții se vor face. Eu am reținut aspectul, că nu am să spuneți că decât să stea acel spațiu nefolosit, să găsim, așteptăm, o să vedem dacă mai sunt solicitări de la vicepreședinte. Dacă n-a venit în sală să prezinte programul, cred că... Putem să fim și noi informați de cine a făcut solicitare? Nu știu exact. La propunerea inițială. Ascultați-mă, este licitație publică. Poate să vină oricine. Însă, faptul că la ora actuală nu-i concretizat nimic... Dar e vorba doar cadrul, deci... Că se iei prezent sau nu se iei pe trebuie, eu nu înțeleg de ce nu trec cu contractul. Ca să ne mai întâlnim o dată când vine cineva și nu dacă vine contractul și trebuie să le spune toate lucrurile. Poate să-l ținem. Dacă avem treaba cu mulțumit. Da, dar nu e dedicat cuiva. Chiar nu știu dacă ar fi bine să vină la urmă. Că avea un avantaj al de a licita. Dacă eu văd că e cineva care nu știe de asta și nu vine la licitație, la concurență... Dar aprobați condițiile. Asta, sigur, asta și noi asta facem publicitatea necesară. Și dacă vine, ce-ar vine, dacă nu vine. Domnul, eu vă supărați.
De fiecare dată, când se face un contract între două părți, mi se pare mie că nu-i valabil. Contractul ăla care cadru e valabil. Sigur, îl modificăm după aia, da, poate modifica. Dar atunci când discutăm despre două părți, mi se pare mie că are fiecare specific de clauze, tot felul de minute, nu știu ce activitate desfășoară. Dacă vine să, eu știu, nu știu, o activitate legală, dar nu care se pretează în zona aceea. S-ar putea prezenta cineva la licitație pe un contract cadru? Deci primul pas nu-i contract cu cadru? Dar de ce se vine neapărat contract cu cadru? De ce, de ce e partea, ce solicită și după aceea ne adaptăm contractul cu el. Că doar contractul civil nu e făcut de acum mai mult. Deci nu e necesar contract cu cadru. Atunci nu mai e. Ne adaptăm după cel care vrea să închirieze. Mai ales că limitele de preț pentru chirii și toate astea sunt stabilite. Treabă, pot rămâne cu asta. Da, sau un căi de sarcină atunci. Aia nu, altceva. Aia da. Dacă ar fi o solicitare din partea unor anumite comercianți să fie compartimentat într-un anumit fel, nu am putea face noi cu cazul primăriei chestia asta și să nu apelăm la altcineva să subînchiriezi după aia, pentru că nu cred că ne-a costat foarte mult, dar ar fi o investiție extraordinară și am putea beneficia noi direct de chiria care trebuie. Nu neapărat să... Prima vrea să răspundă la... Da. Acest spațiu, când am construit blocul 13, a fost gândit să facem toate birourile unde are acces cetățeanul din oraș. Și ne-am gândit atunci că facem pentru energie electrică, pentru apă, canalizare, impozite, taxe, eventual registru agricol. Deci toate relația, tot ce sunt relația cu unul, căsare civilă, evidența populației să fie acolo. Am constatat în timp că și la apă nu mai e factură de tot libare. Că se plătesc toate online și chiar sunt și firme unde se factura. Și mă gândesc că, sigur, că putem să facem așa cum cineva în față. Haideți, uite, eu vă invit să vedeți spațiu. Spațiul este la roșu și sunt de acord să-l compartiment. Dar cum să-l compartiment? Pentru că dacă făceam biroul tot, făceam un rol mare și făceam 10 ghișei, era o problemă. Acum, ca să-l compartimentez, trebuie să ai și această solicitare. Își face fiecare grup sanitar, își face fiecare circuitul ca să-l poată aproba. Și noi ne-am gândit să încercăm să-l închiriem așa în totalitatea lui și cineva să-l amenajeze. Acel spațiu nu are o problemă. Avem și subsolul spațiului, că așa a fost el gândit la vremea respectivă. Și el trebuie folosit. Și atunci ne-am gândit că ar fi mai bine așa. Să găsim o utilitate pentru tot spațiul. Pentru că să-l compartimentez fără ca să știi cine va veni în el, nu este atât de important. Nu atât de bine. Atunci, eu vă invit pe toți care doriți să vedeți acel spațiu. Și dacă noi găsim să-l compartimentăm și cum să-l compartimentăm, e o problemă. Am mai avut un element de care trebuie să ținem cont. Am luat fostul sediu de la finanțe, ei sunt de acord să ne transfere. Și atunci tot ce înseamnă arhivă, ce înseamnă eventual de birouri din primărie, putem să lucrăm și acolo. Și ne-am gândit că aici ar fi o sursă care trebuie valorificată cât mai bine. Domnul Consilier Bucur era acolo, vă rog, și domnul Iadu. Eu dacă nu de fine și mai poate nici președinte, dacă nu să vă rog să mă colectați, știu că atunci am avut în discuție că aprobăm și, într-adevăr, urmează să aprobăm un program cadru, dar care acel contract cadru va conține minimal obiectul de activitate care urmează să-l facă acea persoană interesată, completat cu alte chestiuni. Eu nu văd din ce spune aceasta că apare această credință minimală când am discutat-o data trecută. Dacă greșesc, vă rog să nu mi-a adus și aminte și să mă retrag. În vederea aceea din luna 7-2017, apar câteva obiecte de activitate care se pot desfășura. Activități economice, culturale, sportive, au mai fost adăugate la Nu, de contractul
Încă o dată. Păi, la contractul va fi personalizat în funcție de ce mesaj putem să scriem. Eu n-aș fi venit cu întrebarea și nici dacă îmi reaminteați cu exactitate cum a fost atunci, pentru că eu m-am deținut nici înregistrările și nici stenograma de discuția de atunci din politicul local. Și dacă făceați în expunerea de motive, exact ce am discutat atunci și ne reaminteați care au fost condițiile în care am aprobat acea hotărâre, atunci mi era mult mai ușor. Din ce mi-aduc aminte atunci, s-a discutat că urmează, înainte de a se încheia această închiriere, să se aducă la cunoștința Consiliului Local un contract în care se prevadă minimal obiectul de activitate care ar trebui să-l aibă societățile care intenționează să participe la licitație. Pentru că noi acum suntem în următoarea fază. Noi dacă aprobăm acest contract, putem zice implicit cu instituția primăriei să organizeze licitația pentru închiriere, elaborarea caietului de sarcini și executarea licitației. Nu se mai întoarce la Consiliul Local a aprobării contractului propriu-zis. Primăria va face, instituția primăriei va face caietul de sarcini, va anunța licitația, se vor prezenta la licitație toți cei care sunt doritori și se va încheia contractul automat. Iar noi atunci am spus că vrem să știm care vor fi obiectele de activitate minimal, să nu ne trezim că nu știu cine închiriază și face altceva. Dacă mi-amintesc bine, dacă nu mi-amintesc bine, vă rog. Vă aduceți foarte bine aminte, domnul Bocor, și vreau să vă mai spun că, printre altele, s-a făcut și referire la partea de subînchiriere cu care n-am fost de acord. Da. Contractul cadrului era prevăzut atunci că nu are voie cel care închiriază, deci locatorul să locatarul să subînchirieze. Exact. Dar asta nu scrie. Ca să evităm orice suspiciune, la obligații locatarului. Vă rog un pic liniște, litera EL pe care o să o luăm, să scriu, să nu poată fi subcontractat de către locatar. Deci eu dacă am luat spațiu, să nu pot da. Subînchiriat. Ok, a doua oară, a doua problemă, dacă presupunem că facem noi o dotare, eu mă gândesc că limităm posibilitățile. Nu știi cine vrea să vină acolo. Poate unul vrea să facă abuzaj și noi l-am făcut pentru magazin de haine. Deci, de-aia zic, mai bine să-și facă ăla ce vrea. Nu. Mai mult decât atât, dar are dreptate, domnule. Mai mult decât atât, în final, s-ar putea ăla să zică, fac contractul cu 10 ani așa cum este văzut în draft. Și după un an de zile, la inițiativa lui, că nu merge afacerea, nu știu ce, se retrage și îți lasă înăuntru o construcție care trebuie să o demonteze, să cheltuie o grămadă de bani. El trebuie să fie obligat să le lasă spațiu exact în condiții care le-am găsit atunci când constatăm că ceea ce face el nu ne-a mai dat. Nu, aici este specificat la cetarea construcției, trebuie să reabotă spațiu. Da? Domnul consilier, noi. Au trecut deja așa, noi avem un spațiu comercial. Am spus asta de multe. Avem un pe care ne uităm la el. Stă degeaba. Deja au trecut nu știu câte luni de când am hotărât că îl închiriem. Acum iar ne împiedicăm de o problemă. Care este problema? Am zis, domnule, să-i dăm că îl închiriem. Nu știu, are dreptul, nu are dreptul să-l subînchiriezi. Hai să trecem acolo. Până la urmă, treceți în căietul de sat și nu trebuia să veniți cu ăsta acasă. Noi am aprobat închirierea acestui spațiu de asta. Haideți să-l închiriem. Că mai trec 6 luni și 2 ani. Și nu-l vom închiria niciodată. Stă spațiul ăla, nu găsesc niciun bani. Nu știu de ce ne chică la toți de privați vorba colegului meu. Haideți să-l închiriem și gata. Stă degeaba. Domnul Nusu, chiar stă degeaba. Dar nu sunt închirie de domnul Nusu. Asta da, am zis-o și eu mai repede. Haideți să-l închiriem odată și găsim oamenii care vor să ceva în contract. Anumit... Ba, am zis-o de la ce vot care sunt închirie. Da. Am spus-o și ei acum. Suntem în următoarea situație și este bine că discutăm mai mult, pentru că dacă discutăm mai mult, lucrurile să rămânesc. Că și când am avut cu casa, tot așa am discutat și că la urmă am reușit și a fost bine. Noi suntem și în următoarea situație. Am venit cu solicitarea să închiriem, Consiliul Local a aprobat închiriem. Dar cum s-a spus o condiție care ne-a pus în imposibilitatea de a merge mai departe. A spus, vrem să vedem draftul de contract. Și doi, interzicem sub închiriere. A spus două condiții. Două condiții care, cine a mai venit și a întrebat, a spus, domnule,
nu ne prea interesează dacă ne dați voie de subînchiriere. Și de ce? Pentru că aceste societăți care vin se numesc investitori și ce fac? Vin, investesc în spațiul respectiv, toată investiția rămâne la cel care este proprietar, că nu o iau ei, da? Și ei sigur că închiriază apoi la altcineva. Nu se poate așa ceva. Pentru că, uite, Consiliul Local a interzis subînchirierea și nu ne mulțumim, nu ne mai interesează. Dau un exemplu pe care îl știu, Dărmănești. Acolo cineva a făcut un magazin în care vin alții și își vând produsele. Noi ne gândim la o suprafață de 600 de metri pătrați. Dacă ar fi 60 de metri pătrați, ar fi altceva, pentru că gândim altfel. Și atunci ne-ați limitat odată cu, nu ați limitat, dar noastră executivul și comisia să spună, fără subînchiriere și să veniți cu contractul. Și noi acum ce să facem? Dacă venim cu un contract, să mergem mai departe, dacă e limitată și subînchirierea, nu se poate merge mai departe, deși așa 6 luni n-a apărut nimeni să solicite acest spațiu. Și atunci, sigur că trebuie să gândim cum facem mai departe. Ori facem, permitem comisiei să se facă o licitație și atunci anunțăm în toată țara și vedem ce solicitări, ce oferte avem, că noi vorbim așa. Hai să aprobăm un contract, dar cum zice domnul Nuțu. Contractul ăsta noi îl facem, dar la când vine, iar spune. Domnul, nu ne interesează așa ceva. Păi să vedem ce ne vrea. Păi tocmai asta vă gândesc. Și atunci, haideți să deblocăm cumva situația. Are o problemă, domnul Nuțu, ca să o avem la tine, să ținem cont de alte situații care sunt disponibile și pentru închiriat acolo pe strada Lovitorii. Haideți să gândim la o soluție să le facem rentabil. Hai să facem ceva, să ducă lumea, să ducă clienți, cetățenii, să ducă să intre mai frecvent, să cumpere. Nu să duci oameni. O completare. Peste drum de spațiul nostru este spațiul care este proprietatea Băncii Transilvaniei. Și cetățeanul care a venit toată pe aici, nu nicio problemă, merge la Transilvania. Păi au scot la vânzare. Deci nu avem așa multe oferte, cum spune, ca să avem de ales. Și atunci, când vom avea, să facem licitația și vor veni nu știu câte firme, spuneam, domnilor consiliu, eu vă informez că doar nu putem face nimic fără dumneavoastră. Noi avem, uitați ce avem aici. Și atunci să venim, după ce am lansat oferta și vedem ce ne așteaptă. Așa cred că este corect, noastră hotărâți. Domnilor, da. Ca să fie rentabile acele spații de care are corect, v-ați gândit la redeschiderea circulației auto? Măcar cu sigur sens. Niciodată. Pentru că la noi este cedul pietonal. Niciun bărbat nu poate să meargă pe femeia. Da, mă, o doamnă cu tocul. Nici o femeie cu tocul. Ați văzut că pavelele cu bici chiar s-au făcut pentru bărbați. Și noi cu cei care... Eu cu domnul Grozavu chiar avem uzate când eram cavaleri acelei... Deci fiecare oraș, în ales astăzi, trebuie să aibă o zonă pietonală. Nu ne rupem. Dar și domnul Antoghi și amintește. Nu, chiar un oraș trebuie să aibă o zonă pietonală. Și o să vedeți că prin proiectul care l-avem acum, terminăm și zona până la autogară, facem legătura cu Sarina și cu Parcul Trandafirilor, care să-l punem în valoare. Și atunci va fi altceva. Deci mergem până sus la autogară acum cu proiectul care l-avem. Aveți grijă că se filmează, domnule. Poftiți? Aveți grijă că se filmează. Nu, dar aici chiar suntem în faza avansată cu proiectul care a spus. Cu drumul Salinii. Cu drumul Salinii, da. Suntem avansați. Uitați, o să vă informeze președintele Comisiei de Achiziții în ce fază suntem cu drumul Salinii. Ia să-l informăm, domnule. Da, haideți să terminăm cu asta și la informații facem și... Mai dorește cineva? O secundă, eu am fost împotrivă și atunci acum mi se pare că interzis subînchiriere o clauză abuzivă. Cum spune, sunt investitori care mai ales la 6 de metri pătrați. Dar dacă nu vrem să închiria, nu vrem, nu știu, așa, de frică, parcă... Da, dacă eu, dacă aș avea o firmă de imobiliare și investi acolo și aș face 15 spații și aș poate să investească... De subînchiriere, da. Da, de ce ne vii prin subînchiriere? Cine putea să compartimenteze el să rezolvi... Există o activitate economică legală, în codul înainte, imobiliare, de închiriere, dar sunt chiar ce ne frică de activitate. Atunci facem excepție. Bine, și le spunem să păstreze obiect de activitate, sigur. Și investiția să rămână acolo, de la terminare. Și sunt obiect de activitate, nu pot să-ți închiriez la o fabrică de tractoare acolo. Sigur că da. Deci începe o excepție și discutăm despre prețurile de piață care sunt pentru închiriere. Ca să nu ne încadrăm în cele care le-am plafonat noi la nivelul posibil. Nu, sigur. Să fim mai ieftin. Nu să faceți licitație până la urmă. Licitație. Să faci licitație. La preț de pornire. Și un spațiu care dar actuală nu poate fi folosit, că e la roșu. Dar dacă nu ne pricepe să-l vin, nu-i la celor colegi. Să-l vin dacă ne pricepe. Domnul Consiliu, aș mă ciucă vreau să era foarte scurt, nu?
Dar mai avem, dacă vreți să sub închiriat, atunci să mergem la prețul pieței. Păi bine, să te rozesc nimic, e sigur. Deci, poate să vină respectiv, noi dăm cu 2,50 metru și el dă cu 7,8. Dar de ce să dăm cu 2 euro? Dar să facem la de ce pus să dăm cu 2 euro? Păi dar să facem și cum așa se rămân cu 2 euro. Pentru că noi n-am băgat niciun ban, nici o investiție. Haideți să dați vezi atunci când domnul Măciuca. Asta se va întâmpla. Pentru spațiul din parte care Consiliul Local a votat să fie închiriat, s-a mai rezolvat ceva? N-a mai venit investitorul? Da, da. Da? Parte din parte, da. S-a închiriat? Da. Cu ce preț? Este în procedură, investitorul va fi în faza de preluare a inventarului și urmează că acolo se dezvolte un proiect cu finanțare. Perfect. La ce preț a fost închiriat? Aveți documente. Fără o venit și se reprezintă. Mai dorește cineva să intervină la acest proiect de hotărâre? Cine este pentru varianta executivului? 10, 11, 12, domnul Ianu? Da, da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu pot să mai intre, sigur, mai multe. Ultimul punct de aproape ordinea de zi, prețul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație pentru SC, Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., e vorba de cele trei persoane, Comisia pentru Urbanism a fost favorabil. Și Comisia Judiciară. Am în vedere că le-am discutat în Paga. Dar a fost bine să fie și au solicitat prezența și... Nu, dar am considerat dacă s-a aprobat în Aga. Și nu, că, de exemplu, fostul director sau care pe ultimul mandat, acum domnul Ianuș, era o arabis la ședințele Consiliului Local. Sperăm că acel tot să fie pe nou mai des. Dacă doriți să vină la ședințele Consiliului Local. Dar voi și, măcar director. Păi, dacă se zic... Chiar astăzi e două zile și a fapt. Nu, pentru că sunt probleme de gospodărie comunală să vă fie și nu. Și că nu, eu sunt mai bine. Au arată primării aici, apoi se mă doi bine, nu, sunt și excepte. Are o mână de apă, are un ceva. Dorește cineva să ia cuvântul, domnul consilier Nuțu? Păi, nu. Nu la capitolul ăsta. Nu? Atunci supunem spre aprobare cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Isai, cu votați. Copsicoțați, pentru. Cine se abține? Am ajuns la epuizarea ordinii de zi, ceea ce privește proiectele de hotărâre. Urmează informări, interpelări. Să vă rog să permiteți mie prima dată, că am o solicitare din partea unui cetățean care ne face onoarea și în prezent aici, după refer la domnul Dumnezeu, s-a adresat Comisiei Juridice. O solicitare prin care, de fapt, exprimă punctul de vedere a mai multor cetățeni de oraș referitor la înființarea acelui panou avizier, în care să fie trecute informații de utilitate publică pentru ca oamenii să poată să ia la cunoștință. Sigur, bine, noi se referă la zona centrală, unde au fost și cele de înainte, prin față de la Posta Poștă, dacă nu vine aminte. Și în ședința comisiei ne-am pus de acord și am zis că vă adresăm solicitarea și noi, punct de vedere fiind cât se poate de plausibil în ideea de a solicita să confecționeze un astfel de panou ca să poată fi acolo amplasat de toate anunțurile și toate datele de interes. Am avut un astfel de panou de informare, era situat pe laterala hotelului și datorită faptului că era vandalizat permanent și tot timpul trebuia să aducem corecții din curățenie de el, l-am retras de acolo, iar odată cu finalizarea centrului de informare turistică, vrem acolo să facem, pentru că acolo va fi supravegheat și video și va fi un panou de informare. Dar vreau să vă spun că toate informațiile și toate hotărârile de Consiliul Local sunt publicate atât pe sistemul internet, cât și la sediul instituției noastre. Până acum. Domnul Cibotăr, noi am analizat problema asta și credeți-vă că am arătat concluzia că sunt o grămadă de cetățenii în oraș în vârstă, care nu trebuie să folosească monitorul, îl face acolo. Și atunci au să aibă posibilitatea să ia la cunoștință acolo. Punem pe șura centrală și permanent în bar, la cerul de informare.
tu de informare turistică, de aici, de lângă taxiul. Asta da. Da, acolo. E bine, e bine. Dacă dumneavoastră puneți avizierul, eu sunt de acord cu dumneavoastră, când o să-l puneți, prin 2050, treaba aia o să fie bună, poate să și o mod. Dar până atunci o să fiu nemulțumit tot timpul față de atitudinea dumneavoastră și de activitatea care o prestați în cadrul primării. Știți de ce? Când a căzut, mergând pe stradă, dumneavoastră dacă-l vedeați, se numește Dichiseanu și mai știi. Merge foarte încetul un nou pe asta. Din două ori a început, omul n-a putut să ridice o treaptă și a căzut jos. Am venit la domnul primar într-o dimineață, că era domnul Drăgănuță, domnul Vice, am mers împreună la domnul Stoian, ca să ne pună, a acceptat și ne-a pus mâna corectă. Domnul, nu este datoria mea ca să vin cu altfel de soluții și de propuneri. Și din ce cauză? Că dumneavoastră, dacă a zis că vine de la... Eu am tăcut și am ascultat. Acum dumneavoastră m-a ascultat și eu îmi pare bine că mă ascultați. Dumneavoastră când spuneți, eu locuiesc în zona Pieții, și îmi spuneți mie că la ăla de la WC-ul, că sunt numai femei, eu n-am văzut bărbați, am văzut doar femei la activitatea asta 416, să știți că nu deservește și piața. Că în piață este doar unul singur care este după domnească. Și ce aș vrea să vă aduc domnească la cunoștință și pentru buna funcționalitate, la Slănic Moldova, cei care prestează 400, sunt beneficiari ale legii 416, au niște... De astea reflectorizante, vestii reflectorizante, roșii domnul. Și aia care sunt în cadrul primăriei, la, cum se numește, ca la noi util conseca, au vestii verzi. Când a fost vorba discurs pentru zăpadă, să nu credeți că am fost prost și nu m-am plimbat prin oraș, că am urmărit activitatea. Oamenii de la 416 au stat bine mersi acasă și angajații de la util conseca erau la ora 8. Domnul, ca să stai până la ora 8 de dimineață și până seara. Și exact cum vine domnul Iaro și spune, domnule, că nu s-a făcut. Și ce se întâmplă, dumneavoastră, treceți în fiecare zi acasă. V-ați uitat vreodată la blocul 11, unde este dispensarul medical test, este o rigolă. S-a mai modulat din luna aprilie sau de când... Hai să o luăm din toamnă, de când s-a depus frunzele. Ați văzut chestia asta? Mergeți prin oraș, domnul, și uitați-vă. Dacă ziceți că e în atribuțiunile dumneavoastră. Că știți, zice, eu am fost cam prost și l-am pus pe toți sau întreb pe altcineva, domnul, ai internet. Și atribuția aveți dumneavoastră, domnul, care în primărie. Că sunteți administrator public. Și zice, da, dar dumneavoastră mă refer. Eu astăzi când am fost la UNES, mă întreb că mi-a venit execuție sfârșită pe 14, domnul, pe 8 decembrie și pe 14 am făcut contract, m-a trezit cu execuție zilită. Și astăzi m-am dus să întreb și am plătit 30 lei și am zis că poate, cum mi-a zis doamne de la casă, să îmi pună decembrie, ianuarie și februarie. De când am făcut contractul cu noi, dumneavoastră și ce făceați în timpul serviciului? V-am văzut la dată și văd și ați reparat mașina. E corect în timpul serviciului să faceți chestia asta? Pe mine nu-mi convine, domnul, la ce salarii m-a dat la 7.200 lei. Pentru că poate. Bun, păi dacă se poate așa ceva? Păi eu aștept mai multă cooperare din partea dumneavoastră, că zic, de ce? Pe 20 decembrie când am venit, când a fost ședință de Consiliu Local, domnul primar mi-a spus că n-a fost informat cu capacele de pe strada capitan Gertu Ienescu. Și eu, într-adevăr, mă certasem cu dumneavoastră, domnul. Ați așteptat soția la 20:30, eram în piață. Păi m-a dat, mă poți prosti pe mine de la ochi? Păi și ce se întâmplă? Există o lege cu zăpada. Dacă toți locatarii, cum ies eu cu lopata să facă, domnul, am mai discutat și cu doamna Barna în ședință, în cadrul comisiei, vă spuneți, urbanist. Și am zis, domnul, există o lege. Puneți, domnul, în matameș la hotel, la drag, vii la mine la casa scării și băi omul, ieși cu lopata. Trebuie toată zăpada, domnul. Dar eu mă uit, că știți ce se întâmplă la același... Nu, dar la același zi am piață. Păi, am început să mă enervez, asta e problema. Da. La același zi am piață, unde este magazinul mix, domnul. Știți ce se întâmplă? Jumătate este făcut de doamna, că-i curățat. Vine buldozerul, împinge până în trotuar și după aia împiedică că ești bătrân, că nu poate. Eu nu mă uit la mine, că pot să călăresc. Și te-am zis, dar nu e problemă, dar nu e corect așa. Eu vreau ca să se facă, dumneavoastră spuneți că se face. Domnul Iau, am stat și am ascultat. Că în momentul dacă vreți să fiți cooperanți, da. Și referitor la apă, că am avut ultima bere cu asta, domnul primar, când se face ședința și ce se întâmplă, băieții de la CRAP, dacă diametru ție de un țor și un sfert sau doi țori, au pus pe, la toate scările apometri de 3 sferturi, domnul, și nu este corect.
Că una indică 20 de apartamente sau 16 cum este la noi pe casa scării. Are un debit. În primul rând că s-a micșorat debitul la apă. Și încasează mult mai mult. Niciodată nu o să iasă. Și aia 500 de kilogrami că dau ei jumătate din metru, niciodată nu o să nu pune la socoteală drumul. Și nu iese paritabil. Eu atât am vrut să vă spun. Dar problema este că trebuie să haideți să concluzionăm, dacă mai aveți problemă. Aia am avut de spus. Eu vreau să-mi rezolv problema mea. Și apoi cu avizierul cum se întâmplă, nu mai vedem. Am înțeles. Că pot stau și mă... Mai dorește cineva de aia. Diverse nici nimic. Domnul primar, vă rog. Ar trebui să vă informez că acum două săptămâni am fost într-o vizită cu Asociația de Turism Mompesa, cu primarul de la Voinești, cu primarul de la Dărmănești, primarul de la Sălin Moldova, în localitățile din Ucraina, Ismail, cetatea și Odessa, și cu domnul ministru Ilie. A fost organizată această vizită de către Asociația de Turism, pentru că cei din zona regiunii Odessa au fost interesați de această asociere pentru dezvoltarea turismului. Am fost primiți la primăria Ismail, acolo am vizitat și am depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români. În Cetatea Albă am fost primiți la primărie și la raionul Cetatea Albă, iar în Odessa am fost primiți la guvernatorul regiunii. Târgu Ocna este înfrățit cu 4 localități din Ucraina, din regiunea Odessa, și ei sunt foarte interesați de dezvoltarea turismului, atât istoric, cât și cel religios. Și știți că am avut o întâlnire și cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe. Metropolitul Arhanghel a donat orașul Târgu Ocna, respectiv bisericii din Nina Salina, amașterul sunt evaluat. Vom continua aceste colaborări și am vrut să vă informez că și pe plan cultural am avut 6-7 ansambluri folclorice de la din Ucraina care au venit la noi și sigur vor fi invitați și artiștii noștri în Ucraina. A doua informare pe care doresc să vă fac este că în data de 25 februarie la Târgu Ocna are loc ședința trimestrală a Asociației Orașelor din România, împreună cu Asociația Orașelor din Moldova, unde Târgu Ocna, sau a fost ales orașul Târgu Ocna, dar ce noi avem 5 orașe din Moldova înfrățite și colegii din orașele din țară au dorit să vină la Târgu Ocna să vadă cum am reușit noi acest lucru. Atunci se va semna și protocolul de înfrățire cu o localitate din Moldova de către noi și Raionul Iarodeni și cu Strășeni ne va semna cu județul Bacău. Va fi prezent și domnul președinte, sigur, președinții din Raionele din Moldova și, sigur, primar din toate localitățile. Va fi o întâlnire interesantă. Vom face vizită și în zonă și cred că este bine pentru că va fi cunoscut orașul și acțiunile pe care le facem în toată țara. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Am un întregul Consiliu Local, doresc să mă retrag din Comisia de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru Util Conseca și în consecință să vă rog să faceți propuneri pentru a vota o persoană pentru care reprezentat la Consiliul Local, în acea doată de comisie. Domnul Consiliu Maricu? Eu vreau să vă mulțumesc pentru Consiliul Local cu o doreanță a cetățenilor din Bucureni, care acum o să vină primăvara și nu-și pot paște vacile, mai sunt 8 vaci în Poieni, din cauza stânilor care sunt instalate în zonă și care intră din toate terenurile arondate cu scutul vacilor, să zic. Am depus pentru asta și la
registratură, o întâmpinare. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu mai dorește, domnul administrator, vă rog. O informare, avem o solicitare din partea unei societăți comerciale care are sediu pe Târgu Ocna, a făcut o investiție, a preluat clădirea administrativă de la gaze și acolo dorește să facă o investiție. Terenul în suprafață de 6 de metri pătrați se află în concesiune de la Consiliul Local de perioada când s-a construit clădirea de la gaze. Taxele de concesiune s-au actualizat, s-au indexat an de an și astăzi, pentru 2018, taxa de concesiune pentru această suprafață este undeva la 43.500 de lei pe an. Domnia sa vine și ne adresează o solicitare de a analiza dumneavoastră posibilitatea de a reduce taxa de concesiune, pentru că acolo dorește să facă investiții, dorește să modernizeze, să creeze un obiectiv turistic și să deschidă locuri de muncă. Taxa de concesiune sau valoarea taxei de concesiune este atribuită dumneavoastră, nu suntem stabili noi, el a fost calculat odată, a fost indexat, ca să o putem modifica, ar trebui un raport de evaluare. E vorba de SCE Euro Vacanța, care a cumpărat acolo proprietatea. Dumneavoastră, până la întâlnirea viitoare, să vă dați un punct de vedere privire la această situație. Facem un raport de evaluare, regăsim situația. Vă ajuns atunci, în cazul ăsta, o să fac și eu orice pentru reducerea impozitului care le am pe terenul închiriat ca societate comercială, dacă toată lumea face așa ceva. Eu v-am prezentat o dăzută. Da, corect, informare. Informare. Și eu mi-am prezentat și informare. Noi am aprobat, da, majorarea taxelor și impozitelor cu 15%. Și mie, automatul mi s-a dublat. Nu, mi s-a mărit cu 15%. Dublat. Deci de ce vorbim? Nu dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Vasu, ce sunt și eu? Domnul primar, primăria Consiliului Slănin Moldova a primit un ajutor de ministru. S-au chinuit. Am văzut acum în ședința din 16 februarie și reduc exact ce a spus domnul Cibodau, toți investitorii care vin și fac aduc o investiție de 200.000 de euro, să scutești până la 59% taxele și impozitele locale. Accesați și dumneavoastră chestia asta și poate veniți la sprijinul investitorilor, că și asta poate să fie o soluție. Și care face o investiție de 200.000 de euro, el să scade chirii. Sau impozitul. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Asta a făcut. Ați văzut și v-ați uitat, nu? Nu e la mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă de clar, din ziua închisă.